Tisa în 6 august 1919 și Armata Roșie este învinsă în bătălia Varșovii din 20 în chip minunat. Înfrângerea comuniștilor are o semnificație importantă pentru discuția noastră. Ce și-au dat seama marilor ideologi postmarxiști? De-aia este neomarxiști. Antonio Gramsci. Că proletarii Europei nu erau interesați să facă revoluție. Asta era doar un construct în mintea lui Marx. În general, știți cum este? Cei care fac astfel de întreprind astfel de ideologii sunt puțini. Cum poți coceri o lume când voi sunteți 10 sau 100 sau 1000? O singură modalitate există. Să crești mecanisme ideologice, să introduci în mintea lor niște idei prin care faci să se bată unii cu alții. Și în urma acestor bătălii, tu ești biruitor. Niciunii nici alții n-au câștigat în Rusia. Lucrețiu Pătrășteanu, că de pildă care credea în comunism, a fost executat. În Rusia, toți cei care au făcut revoluția aproape au fost executați. Toți au fost aproape executați. Deci a venit și rândul și lor. Țăranii aceia sau toți cei care se ridicaseră să facă, mai dus la vin rândul și lor. Altcineva trebuia să câștige. Altfel se punea problema. Și atunci spune Antonio Gramsci, observă foarte bine, genial, italian el, a făcut și pușcărie în timpul lui Mussolini și chiar în pușcărie scria într-un caiet al său că muncitorii nu vor răspunde chemării de a se ridica împotriva clasei elitelor pentru că au suflet creștin. Și atunci el propovăduiește crearea unui nou tip de om comunist în societate. Ca să distrugă, spunea el, familia și morala creștină, căci în fond acestea, spune, sunt cele care țin țesutul social și nu pot penetra comunismul astfel încât să se distrugă. Și au să schimba strategia. Adică neomarxiștii au generat un nou program. Un nou program ideologic. Și asta s-a întâmplat după căderea guvernului Belacon. George Lucas era consilier, mi se pare, vice-ministru în Ministerul ăsta al Culturii. Vreau să vă spun că vicecomisar pentru cultură, mai exact. În ce consta cultura pe care o făcea el? Zicea așa. A inițiat o campanie a terorismului cultural, chiar așa zicea, în care copiii erau instruiți în teme precum iubirea liberă, copiii, raporturi sexuale, natura arhaică a codurilor familiei burgheze, caracterul demodat al monogamiei și irelevanța religiei, ce privează omul de plăcere. Femeile erau instigate la revoltă împotriva normelor sexuale tradiționale. Citez din articolul lui Andrei Derlou, publicat în revista Familia Frumos. Deci, această politică pe care o vedem că astăzi se răspândește teribil în școlile, în universității, în ghite întreaga lume și bine și peste noi, educația sexuală pe care o auzim, se aplica în 1920, în Ungaria, într-un guvern comunist. Așa, dar insistența organelor sau organismelor internaționale românești de a aplica educația sexuală nu poate să-și aibă o altă cauză. Cum tot așa, lupta pe care o declanșează, o desfășoară mass media împotriva bisericii nu poate să aibă altă cauză decât tot aceste idei. E bine, acesta, în momentul în care a căzut guvernul Belacon, trebuia să facă ceva. Și a inițiat împreună cu, el era fiul de banchier, cu un alt fiul de banchier din Frankfurt, a inițiat formarea unui institut. Astfel că el împreună cu Mutzenberg, merg la, se întâlnesc la Institutul Marx Engels din Moscova, cu știrea și cu oblăduirea lui Lenin, și pun la punct ideea de a construi un institut de studii pe marxism, care imediat l-au schimbat și au zis că este un institut de studii sociale și după puțin de vreme e școala de la Franța. Acesta este creuzetul, este centrul ideologic care a emanat comunismul în întreaga lume, până astăzi la noi. Acolo au fost creierile adunate. E vorba de o sumă de indivizi, alături de George Lucas era Marcuse, Adorno, Wilhelm Reich și alții. Oameni foarte deștepți de altfel. Au știut cum să pună problema.
Au fost și sprijiniți cu mulți bani. Nu știu dacă știți să ne punem problema, nu ne sprijină nimeni. Așadar, în acel moment, comunismul intra într-o altă etapă a răspândirii sale hegemonice întreaga lume. În 1930, ei, în 33, când vine guvernul nazist, vin naziștii la putere, fug în New York și din New York au grijă să răspândească neomarxismul întreaga lume occidentală. Deci, ideea pe care s-a fundamentat discursul lui Marx era aceea că proletarii sunt oprimați și că elitele, aristocrația, sunt opresorii și reprimă mișcarea proletarilor. Și atunci trebuie proletarii să se ridice, să-i dea jos să-și dea jos conducerea, să-i instaleze la conducerea societății. Bineînțeles că asta genera haosul care de fapt se dorește. În momentul în care acest marxism economic a căzut, că s-a văzut că e falimentar, proletarii nu erau interesați să ajungă puternici, nu erau interesați să ajungă la putere. Erau interesați să țină familiile lor, să muncească, să-și aibă viața lor creștină. Cum vom distruge, cum vom lovi societatea? Cum putem să dislocăm și să punem mâna să-i stăpânim? Că nu mai ține cu proletarii. Mai cu seamă că astăzi, de ce să-i dai jos pe ăștia la putere? Că puternicii lumii sunt băncile, banchieri. Și doar ei sunt în spate. Atunci noi suntem. Și atunci au inventat altă represiune. Trebuia distrusă clar familia. Cum distrugi familia? Cine sunt opresorii? Ce clasă socială? Nu poți, pentru că sunt familii, sunt în toate clasele sociale răspândite, că va fiecare se întâlnesc să într-o familie. Și tot într-o familie. Și atunci au inventat o tensiune în cadrul familiei. Au spus așa. Ia să spunem noi așa că copiii sunt interesat să-și manifeste liber instinctele potrivit cărora ei pot fi fericiți dacă și le manifestă, dacă satisfac. Iar părinții îi împiedică. Și atunci îi ridicăm pe copii împotriva părinților în această revoluție, îi determinăm pe tineri să creadă că părinții sau societatea creștină este cea care îi opresează ca să poată îi se ridicăm să dărâmească societatea. Pe femeie o determinăm să creadă că e important să se iasă, să-și facă carieră, să fie independente și să scape de sub opresiunea soțului, a bărbatului. Și prin feminism au reușit lucrul acesta foarte bine. Iar pe lângă aceștia mai avem minoritățile sexuale. De altfel, Hirschfeld, președintele primei organizații a homosexualilor, el însuși homosexual, susținea încă din 1928 că homosexuali ar fi un grup oprimat. Deci ideile se mișcau de atunci. Eu cred că de pe la începutul, cred că de prin 15-20 lucrurile acestea încep să se lucreze. Astfel că, dar era nevoie pentru a susține toată treaba asta de, era nevoie de o teorie științifică, pentru că tot ce se face astăzi în lumea noastră, se face în baza unei teorii științifice. Nu? Astfel că, din nefericire, ceea ce se numește știință fundamentală, nu ajunge în mass media, nu ajunge în școli, nu ajunge în spitale, nu ajunge în cabinete, și rămâne undeva acolo. Și lumea este condusă pe alte teorii care nu sunt științifice, sunt prezentate ca științifice. Ideea este cum formulezi și cum mediatizezi o teorie ca să arăți că este științifică. În acest context, Freud, în anul 1930, elaborează o teorie care pretinde că civilizația, în ansamblul ei, ar reprima profund instinctele, deci asta deja era teoria lui Freud, a căror satisfacere în virtutea principiului plăcerii ar constitui sursa fericirii și scopul vieții. E citat din cartea lui. Deci, dacă societatea creștină și familia reprimă aceste instincte, trebuie cumva luptat. Aveau deja instrumentul științific sau ideologic pentru a pune în mișcare, pentru a-și fundamenta întregul discurs, care este eminamente, declarativ în cărțile lor, un discurs anticivilizator. Deci este împotriva civilizației. Ei cer revoluție totală, liberalizarea radicală și abolirea tuturor normelor, restricțiilor, taburilor. Orice este concepție tradițională privind sexualitatea, familie e declarat mit, tabu și trebuie dărâmat. Naționalismul sau patriotismul este tabu, trebuie dărâmat.
credința este un tabu, trebuie dărâmat. Eminescu, n-am țin minte într-un an, nu mai știu dacă revista 22 sau în Dilema, era un articol mare cu detabuizarea culturii române. Și acolo era pus Eminescu, cred că Neamu și biserică. Detabuizare. Vedeți, au și metodele acestea. Manipulează frumos limbajul, când ai impresia că chiar faci ceva bun. Pentru a-și atinge scopurile, școala de la Frankfurt elaborează niște metode, niște instrumente. Unul dintre ele este teoria critică. Altul este propovăduirea perversității polimorfe. Chiar așa îi spune Marcuse în cartea lui. Perversitate polimorfă. Strategia pe care o lansează Marcus, și citesc pe Andrew Breitbart din articolul lui Durlow, este aceea de a demantela societatea americană folosind diversitatea și multiculturalismul ca pe niște rânci cu care să demoleze structura acesteia bucată cu bucată. El i-a opus pe negri albilor, punând grupurile victime în conflict cu societatea în ansamblu. Teoria lui Marcuse despre grupurile victime ca nou proletariat, combinată cu teoria critică a lui Hofmeyer, a pătruns în mediul universitar american unde a devenit baza mișcării poststructuraliste. Toți își descriau fățiși menirea de a aboli valorile tradiționale creștine, tradițiile acceptate ale lumii occidentale și a le înlocui cu un relativism moral ce pune semnul egal între toate culturile și filozofiile, cu excepția civilizației apusene, exploatatoare în ghilimele și rele. Deci prin aceste teorii, neomarxismul a reușit să invadeze complet spațiul universitar american și în general instituțiile, pentru că am vizitat și a spus în 20 și ceva. Trebuie cucerite instituțiile. După ce cucerim instituțiile, după ce schimbăm mentalitățile, după ce desființăm cumva structurile pe care se fundamentează familia și gândirea creștină, atunci revoluția va putea fi mult mai ușor de realizat. În sensul că, în prima fază, ei au pus stăpânire pe conducere în Rusia și au impus toate lucrurile acestea de sus în jos. Dar s-au trezit și acolo în fața unei reacții a populației care nu putea să renunțe la familie și la biserică așa de ușor. Ei acum încearcă și au reușit într-o mare măsură să desființeze toate aceste structuri care țin țesutul social întrețin și de aici să urce în sus pentru că vor avea drum liber. Nu să li se mai opună nimeni. Să nu vă imaginați că un consumator de pornografie mai se poate lupta pentru vreun drept, mai se poate pune pentru ce, la ceva. Gândiți-vă că mesajul acesta pornografic sau în general erotic stimulează foarte mult amigdala, creează anxietate, blochează neocortexul și mintea se întunecă. Omul nu mai de un om rațional, nu se mai poate conduce rațional. El doar atâta urmărește să-și satisfacă nevoia și nu e vorba numai de pornografie. Cam toate patimile pe care ei le susțin și le cultivă fac cam același lucru. Deci ideea era să creeze o societate, o masă de indivizi irațional. Jocurile pe calculator, pornografia, cultura obiectificării sexuale a trupului femei și toate lucrurile acestea nu fac decât să uniformizeze, să imbecilizeze în masă populația și să o pregătească pentru stăpânirea despre care va vorbi în continuare Dan Alexandru. El știe mult mai mult decât mine pe tema aceasta, e chiar preocupat de subiect și va începe să vorbească începând cu demarând cu scopul care este scopul final al revoluției nihiliste neomarxiste la nivel global. Mulțumesc mult, Virgiliu. Într-adevăr, subiectul este greu, pentru că vorbim despre ideologie, care este un lucru abstract. De exemplu, tineri ar putea să spună cum mă influențează pe mine ideologia? Pentru că eu am școală, am prietenă, îmi caut un job, familiștii se pot gândi, domnule, cum mă influențează pe mine ideologia pentru că am probleme cu copii, uite acum cu vaccinurile și așa mai departe. Pensionarii se pot gândi, domnule, cum mă influențează pe mine ideologia pentru că am probleme cu rețetele și așa mai departe. Dar, după cum vom vedea imediat, ideologia ne afectează pe toți, pentru că este vorba de o revoluție culturală care are loc, exact cum a spus anterior Vigiliu,
s-a mutat de la revoluția economică la cea culturală și această revoluție este anonimă, generală și invizibilă. Și ne cuprinde pe toți, de la tine la pensionari. În continuare aș dori să punctăm două lucruri esențiale. Dacă până acum s-a vorbit despre cine sunt actorii prin care această revoluție s-a declanșat și are loc, aș dori să punctăm de ce, care este scopul acestei ideologii, care este scopul acestei revoluții și cum se atinge acest scop, adică mijloacele prin care se atinge acest de ce. Înainte de aceasta, haideți să definim un pic ideologia, ca să fie clar pentru toată lumea. Știu că multă lume este familiarizată cu acest subiect, alții mai puțin. Iertați-mă, fac eu acest oficiu. După partea întâia întâlnirii, se vor răspunde întrebări pe bilețele și vom încerca să răspundem dacă există, adică să vă aveți în minte să le însemnați. Ideologia este un ansamblu de idei, doctrine sau credințe care reflectă interesele unui anumit grup care încearcă să le implementeze în societate. Deci un anumit grup încearcă să își impună o agendă în societate. Despre ce grup e vorba? Este vorba de grupul marxiștilor. Haideți acum să vorbim despre scopul final. Pentru aceasta am adus o carte apărută la editura Polirom, în 2006, scrisă de Jacques Attali, un ilustru necunoscut pentru noi toți, dar un mare activist în cadrul elitelor europene, care a scris o carte denumită Scurtă istoria viitorului, în care previzionează trei mari etape care vor avea loc în cadrul evoluției societății până în 2060. Trebuie să menționez faptul că Jacques Attali este marxist și admiratorul lui Marx. Chiar i-a dedicat și o carte lui Marx. Da, și fondatorul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare în 1990. Așadar, el în această carte, de ce am adus-o? Pentru că vreau să subliniez faptul că tot ceea ce vom discuta aici este din surse deschise, este din cărți care se găsesc la librării și la biblioteci. Ca să eliminăm orice dubiu în privința surselor. Adică sunt verificabile, avem bibliografia, le putem oferi. Așadar, acest marxist, în această carte, prezintă trei etape de transformare a societății care vor avea loc în viitor. Primul va fi hiperimperiul. Este etapa în care ne mișcăm noi acum. În jur de 2030 va avea loc hiperconflictul și în jur de 2060 se va instaura hiperdemocrație. Hai, primele două pregătesc a treia. Deci hiperimperiul și hiperconflictul pregătesc hiperdemocrație. Haideți să le analizăm pe rând. Hiperimperiul constă în dispariția statelor naționale și amestecarea popoarelor prin imigrație și hipersupraveghere totală. Această carte fiind scrisă în 2006, Attali spunea de atunci că frontierele Uniunii Europene vor fi asaltate de imigranți care vor veni cu mâna întinsă, în număr de câteva sute de mii, și mai târziu o să vină în număr de milioane și zeci de milioane cu pumnul strâns, revendicându-și agenda lor. Deci acesta este un ideal marxist, adică dispariția statelor. Hiperconflictul, în jur de 2030, el vede un război global de anihilare a vieții. Aceasta este, de fapt, revoluția globală, un alt ideal marxist. Pentru că această revoluție globală, acest hiperconflict, pregătește terenul și societatea pentru a treia fază, respectiv hiperdemocrația, care va avea loc în jur de 2060, zice Jacques Attali. Și aici este cel mai important lucru, pentru că, de fapt, scopul marxismului este instaurarea hiperdemocrației. În ce constă această hiperdemocrație? Este vorba de un guvern și stat mondial cu un sistem de guvernământ teocratic. O societate a viitorului fără clase, cu un om nou, care sunt transumani. Și vom discuta puțin mai târziu de ce transumani și nu proletari. Cu un singur sistem juridic, o singură economie, deci cu o singură monedă, o singură religie. Giuliano Di Bernardo, un profesor la Universitatea din Trento, spune că
conducătorul acestei hiperdemocrații, acestei democrații planetare, va fi o persoană deosebit de înzestrată, care va conduce nu numai prin rațiune, dar și prin înțelepciune. El a scris o carte publicată la editura Adevăr în 2012, se cheamă Cunoașterea umană de la fizică la sociologie și religie. Și în această carte, el îl denumește pe acest conducător al viitoarei democrații planetare ca fiind tiranul iluminat sau Mesia cel așteptat. Caracteristica de bază a acestui tiran iluminat este pură împotriva lui Iisus Hristos. Întrebarea este, de ce împotriva lui Iisus Hristos și nu altor personalități, cum zic ei, religioase? Este simplu, pentru că Iisus Hristos, prezent în inima oamenilor, este sabotorul programului de îndoctrinare marxistă. Oamenii care sunt activi și cred în Iisus Hristos, ei nu pot fi sabotați ideologic. Pentru că Iisus Hristos este arhetipul persoanei, în ideologie persoana dispare, se masifică, și a libertății. Pentru că noi devenim liberi pe măsură ce ne eliberăm de patim. În ideologie devenim hiper-supravegheați. Așadar, de ce am făcut această introducere? Ca să clarificăm care este scopul Revoluției Marxiste. Deci scopul Revoluției Marxiste este crearea statului mondial sub domnia tiranului iluminat. Mai departe, haideți să vedem mijloacele. Cum se realizează acest scop? Prin ce mijloace? Principalul mijloc de realizare acestui scop este deconstrucția generală a societății. Deci disoluția generală a societății. De ce? Întrebarea de ce? De ce deconstrucția și nu altceva? Pentru că marxismul, pentru a crea un stat planetar, are nevoie de un om nou. Cei mai în vârstă dintre noi își pot aminti de Homo Sovieticus sau omul nou din perioada ateismului științific al lui Ceaușescu. Deci are nevoie de un om nou care să nu opună rezistență și care să poată fi condus de acest tiran iluminat. Omul nou nu poate fi creat decât numai prin distrugerea omului vechi. Care sunt pilonii omului vechi? Care sunt cei trei pilonii ai omului vechi? Este familia, este națiunea și dragostea de Dumnezeu. Deci, acești trei piloni definesc așa zis omul vechi, adică grupul țintă al Revoluției Marxiste. Iar procesul de distrugere este realizat sub forma de construcții. Scopul este distrugerea totală a actualei societăți. Să nu ne închipuim că, domne, vin ăștia cu o revoluție și propun o altă agendă, diferită. Nu, ei nu propun nimic. Scopul este distrugerea societății. Haideți să luăm pe rând. Deci am zis așa, că cei trei piloni sunt familia, dragostea de neam și dragostea de Dumnezeu. Haideți să vedem cum are loc deconstrucția familiei. Principala forță care acționează pentru deconstrucția familiei este revoluția sexuală. Poate că unii dintre asta au auzit de această revoluție sexuală de la din trecut, care acționează pe mai multe fronturi. Deci această revoluție sexuală acționează pe mai multe fronturi. Unul este homosexualismul, care este adresat bărbaților, prin care are loc subminarea autorității bărbatului, pentru că bărbatul este, în cadrul familiei, preotul. Și lovind un bărbat, lovește un tată, lovește un familie. Al doilea front este feminismul, prin care este subminată feminitatea și maternitatea. Lovind în mamă, lovește în familie și în copii. Alt front, pedofilia. Pentru că pedofilia, după ce va fi legalizată homosexualitatea, în România, știm prin cine, va fi legalizată și pedofilia. Prima oară va fi scoasă de sub incidența legii și ulterior va fi inclusă ca fiind orientare sexuală licită pe homosexualitatea. Sexualizarea minții tineretului. De exemplu, obiectificarea sexuală a femei din cauza filmelor și a narațiunilor din spațiu public, audiovizual, femeia, spun studiile, începe să se considere pe sine însăși ca fiind de succes, numai în măsura în care întărâtă sexual pe ceilalți, într-o formă mai mare sau mai mică. Pornografie, masturbare, concubinaj. În viitor, rata concubinajului va crește în atât de mult încât va depăși numărul căsătoriilor. Viața sexuală precoce. Aceasta scade de la an la an, de la 12, 9, 10, 9, 8 ani. Cu
Tortura morții, adică eutanasie, știm ce se întâmplă în Belgia, în Olanda, în Elveția, contracepție, pilula din 1963, avort, mame surogat, designul de copii, adică mergi și spui cum ai vrea să fie copilul tău, ce ochi să aibă, ce înălțime, ce sex. Aceasta se face prin manipulare genetică. Disprețul față de mame și bebeluși, vaccinare forțată, o să fie și anul, deja este o discuție cu vaccinare. Dispariția familiei din spațiul audiovizual și promovarea modelelor egoiste și hedoniste. Revin un pic. Acum discutăm despre deconstrucția familiei. Haideți să trecem la deconstrucția națiunii, pentru că acesta este al doilea pilon în care lovește revoluția marxistă. Distrugerea, cum are loc deconstrucția națiunii? În primul rând, distrugerea identității naționale, a strimei de sine a unui popor prin demoralizare. Cu toții știm că această demoralizare este, în primul rând, la nivel personal. Oamenii pot fi demoralizați, pică în depresie, nu se mai bucură de viață, nu mai își doresc, nu mai simt să fericit. Același lucru se aplică și la nivel de popoare. Există tehnici clare prin care se poate ajunge la o demoralizare, în etapă. Ridiculizarea conducătorilor, promovarea nulităților. Vedem și noi ce se întâmplă cu așa zisele elite politice și intelectuale din România și nu numai. Corupția instituționalizată și personală. Amestecarea popoarelor din migrație. Aceasta este o temă, mijlocul de a slăbi creștinismul prin a fluxul de imigranți este cel mai sigur. Deci este cea mai bună metodă. Iarna demografică, prin avort și prin pilula contraceptivă, suntem în declin demografic. În condițiile în care e nevoie de o rată de înlocuire simplă a populației de 2,1 copii pe femeie, România a scăzut la 1,6. Polarizarea socială și atomizarea cetățenilor. Vă reamintesc, vorbim despre deconstrucția națiunii. Acest pas de polarizare socială și atomizarea cetățenilor este foarte important. După cum constatăm în prezent, statul și-a pierdut suveranitatea. Nicio instituție nu mai asigură unitate. Care instituție din România asigură unitatea românilor? Ministerul Sănătății? Ministerul Educației? Ministerul de Interne? Prin Poliție, Jandarmerie? Singura instituție care asigură unitatea și coeziunea României este Biserica Ortodoxă Română. Vreau să, în nume propriu, legat de Biserica Ortodoxă Română, în contextul Revoluției Marxiste, consider că ea va trebui să aleagă între corectitudinea politică și mărturisirea activă a lui Hristos. Pentru că lucrurile decurg într-o direcție în care societatea se va polariza și e nevoie ca să fie o poziție cât mai clară. Mai departe, proliferarea corupției, instabilitate și haos voit în legi, sănătate și sistemul de educație. Acesta este foarte important. Pentru că Revoluția Marxistă nu țintește la generațiile de pensionari. Revoluția Marxistă țintește la viitorul țării de mâine. Viitorul, mă scuzați, de mâine. Deci, generația de mâine. Adică copii. Și aceasta se realizează prin sistemul de educație. Unde? Trebuie afectată, trebuie micșorată istoria ca materie, limba română, latina și înlocuirea cu educație pentru societate, educație antreprenorială, educație de mediu, educație sexuală. Bun, haideți să vedem cum se realizează deconstrucția spirituală. Asta marxista să reușească, ea țintește la marxizarea minții omului. Adică ea s-a mutat din zona economică în zona culturală, respectiv în zona spiritului, a ideilor, a concepțiilor, a explicațiilor proprii, a sistemului de gândire personal, unde Revoluția încearcă să pătrundă în gândirea omului și să producă transformări de conștiință, îndepărtându-l pe om de Dumnezeu. Au încercat varianta brutală în Rusia sovietică. Apropo, doar o observație. Acolo nu a avut nicio revoluție. Revoluția înseamnă o răsculare a întregului popor, a unei clase. Acolo a avut loc o lovitură de stat făcută de o minoritate a lui Lenin. Prin dinamitarea bisericilor, închiderea preoților, educarea prin ateism științific, dar aceste metode hardcore au fost abandonate pentru că nu au dat randament, ci ele au dat sfinți închisorilor. Noua tehnică de deconstrucție spirituală este sincretismul religios combinat cu relativismul moral.
este promova New Age-ul, yoga, meditația transcendentală, cultul excesiv al mâncării sănătoase, al fitness-ului, al experiențelor spirituale limită, preocupare excesivă pentru a călători, cu un dispreț față de creștinism. Am ajuns să ne fie rușine să ne facem cruce când trecem pe lângă biserică. Sunt finanțate ONG-uri militant ateiste. Se încurajează bagiocura față de Iisus Hristos și rușinarea față de calitatea de creștin ortodox. Eu cred că deja multă lume este familiarizată cu apelativele cu care sunt jigniți ortodoxi în România. Fanatici, bigoți, ultraortodoxi, fundamentaliști, retrograzi, medievali, cupători de moaște, instigatori la ură, îndoctrinați și așa mai departe. Știți că sunt aceleași care erau deprimați și în perioada 48-56, 48-60, dușmane, popote, aceleași ei. Nu există. Dacă luați ziarele vremii, veți vedea că nu s-a schimbat nimic. Eu m-am gândit odată să iau un articol de acolo, să public într-un ziar de acum, pe un site, să pună lumea vorbă și până să le scrie, de fapt, a fost scris în, în anii 48-50. Tot la deconstrucția spirituală trebuie să vorbim în mod obligatoriu despre mass media. Pentru că mass media promovează nu non-valori, ci antivalori. De exemplu, cultul banului, cultul sexului, cultul violenței. Este foarte interesant și Virgiliu ne poate explica cu râuze amănunte ce este creierul primitiv din om, creierul reptilian, care se activează, deci sunt niște centri acolo care se activează în raport cu aceste cu cultul, cultul banului, cultul sexului și cultul violenței. De exemplu, centrul foamei se activează când este vorba de bani. Centrul sexului, al plăcerii, al hedonismului. Și frica, când se activează prin mass media, prin violență, programele violente, știrile violente. Asta înseamnă că masele sunt reeducate permanent să gândească doar în acești termeni. În termenii de bani, plăcere și de violență. Adică o reeducare permanentă. Oricând putem dă drumul la televizor, la știri și intrăm direct în programul de reeducare. Așadar, aceștia sunt cei trei piloni în care se lovește. Haideți să vedem un pic canalele prin care se realizează deconstrucția. Deci, acești piloni sunt atacați acum. Prin ce combinații sunt atacați? Există o combinație dintre tehnologie. Vom vedea, dacă veți avea răbdarea să parcurgeți cartea lui Atali, el vorbește despre o hipersupraveghere și foarte interesant pentru creștini ortodoxi, el vorbește și despre chipul subcutanat. Și trece numai așa, printr-o frază. Deci chipul RFID, Radio Frequency Identification, este foarte interesant pentru elitele din care face parte Jacques Attali. Pentru că hipersupravegherea va trece la autosupraveghere. Deci va avea o hipersupraveghere prin device-urile electronice care ne înconjoară, dar în viitor va apărea și Internet of Things, adică internetul lucrurilor prin care și combina frigorifică, și televizorul, și camerele de pe străzi, toate vor fi interconectate, inclusiv hainele sau, de exemplu, tapițeria mașinii. Toate vor conține microchipul și vor lua amprente și informații și localizare care vor fi transmise aparent toate aceste informații la un calculator central. Mass media. Deci, va fi o combinație între tehnologie, mass media. Aici, la mass media, va avea loc o conștiință virtuală planetară. Adică, în momentul în care noi deschidem televizorul sau intrăm pe internet, în acel moment noi ne conectăm împreună cu ceilalți prezenți în acel mediu virtual și împreună toți formăm o conștiință virtuală planetară. Pentru un creștin ortodox, aceasta este limpede că este înlocuitorul Bisericii lui Hristos. Adică în biserică suntem uniți prin Duhul Sfânt și prin intermediul tehnologiei suntem uniți printr-o conștiință virtuală. Numai că aici nu o să fie Iisus Hristos, va fi Trianul Iluminat. Mai departe, alt canal, este industria de divertisment. De ce industria de divertisment? Aceasta Atali zice că va crește în importanță pentru că pe măsură ce societatea va deveni tot mai antagonizată, tot mai haotică, oamenii vor simți nevoia să se libereze, să evadeze din starea de haos. Și atunci ei vor căuta plăcerea, starea de alfa, starea de semi-hipnoză
în care creierul își modifică frecvența cerebrală prin vizionarea ecranului electronic. Societatea de consum, ăsta este un alt canal prin care se realizează această revoluție, prin promovarea plăcerii și egoismului, și ideologia umanismului și a drepturilor omului pentru realizarea omului nou. Adică are loc o reconstrucție antropologică a structurii interioare a omului și o revoluție antropocentrică, înlocuindu-l pe Dumnezeu cu omul. Cu toții am auzit de corectitudinea politică. Corectitudinea politică este practic o autosupraveghere non-tehnologică. Este o poliție a gândirii bazată pe niște softuri narrative, cum sunt multiculturalismul, toleranța, diversitatea, acceptarea și dialogul. În spațiul public, din cauza acestei corectitudini politice în prezent, nu mai poți să spui adevărul. Și de ce? Pentru că există acest sentiment, că există o instanță invizibilă, coercitivă, de care dacă nu ții cont ca persoană fizică, ca persoană publică, ca preot, ca primar, ca intelectual, atunci când te miști în spațiul public, vrei să fii sancționat. Și asta nu este explicită, ci este implicită. Deci omul se autosupraveghează și printr-o poliție a gândirii autoasumată, își modifică comportamentul. Deci uitați că Delfinul lucrează Revoluția Marxistă. Bun. Mă apropii de final, pentru că deja vorbim despre cine sunt actorii prin care are loc această revoluție. Aș dori, către final, să fac doar câteva asemănări între marxismul clasic și societatea viitorului de tip marxist. Ca să vedem puntea care pornește de la Marx din, începând cu Manifestul Comunist, mi se pare în 1944, până în 2060. La marxismul clasic este vorba de societatea fără clasă. În viitor va fi democrația planetară. Aceasta va fi fără state și frontiere. Omul nou la Marx este nou, în concepție marxistă, în viitor va fi transumanii și conștiința de clasă va fi o combinație dintre divertisment și tehnologie. Sperând ca aceste gânduri să vă fi dat un cifru prin care să încercăm să decodificăm manifestările ideologice de astăzi, îi dau cuvântul lui Virgil mai departe. Mulțumesc! Mi-a iertați, dar trebuiau spuse unele lucruri. Aș spune în continuare discuție privind mai să zic teoria critică, dar iertă. Să spun două vorbe despre deconstructivismul Derrida, care face la nivel literar și nu literat, în modul în care este perceput cuvântul, gândită limba, tot ceea ce fac neomarxiștii la, să zic, nivel politic, la alte nivele. El devine un instrument de constructivism de Derrida, un autor francez, în care face o operație foarte simplă. Anulează referentul. Orice cuvânt presupune un semnificat, un referent. Semnificatul sunt cuvintele pe care le auzim sau le citim. Fizic. Semnificatul este conceptul la care se limit ele și referentul este realitatea pe care o exprimă. El ce spune? Că nu există referent. Că trebuie anulați referenții. Și atunci limba sau limbajul devine suspendat. Vei spune și cine dă până la urmă sens cuvântului, textul în care se află. Și chiar dau un exemplu pe care o să-l găsiți în familia ortodoxă, numărul acesta care vine acum, nu știu care, pe mai. Un stilou este un instrument de scris dacă scrii cu el și o armă dacă îl arunci către cineva. Și spune, depinde de contextul în care este folosit stiloul, el își poate schimba semnul, sensul. Problema este aceea că anularea aceasta a referentului este o inginerie teribil de periculoasă care aruncă în aer gândirea umană. Noi tot ceea ce gândim, gândim în baza existenței unui referent, adică unei realități. Ce spune Derrida și ce au făcut neomarxiștii aceștia culturali în state și vin și peste noi, corectitudinea limbajului,
limbajul corect politic este de aici, este, se pornește în mare parte, a fost să anuleze referentul. Ce sunt referenții, în fond? Sunt urmele pe care le-a lăsat Dumnezeu în creație. De aceea, cuvântul urmă, îl ia și îl taie. Deci anulează urmă. Prezența. Deci nu mai există prezență. Lumea nu mai poate fi reprezentată. Totul este construit sau deconstruit. Astfel că și sexele devin o construcție. Îi spun că sexul este o construcție, deci dacă îmi aleg să fiu femeie, pot foarte bine să o fac. Îmi schimb hainele, îmi fac două, trei operații și minunat mă simt ca, ca femeie. Dar, din păcate, toți ăștia care fac operații ajung să se sinucidă sau cad în deznădejde, pentru că nici bărbați nu mai sunt, nici femei nu sunt. Și sunt terminați cu totul. Și nu numai la nivel sexual aplică ideea de deconstrucție. La toate nivelele. Spun că familia e o construcție. De aceea o putem construi și altfel, cu homosexuali. Și nu cu doi, cu mai mulți. Și nu doar cu homosexuali, ci cu cultura moreilor, cu bisexuali. Să fie căsătoriți doi bărbați cu trei femei, crească împreună. Sunt astfel de locuri în lume, unde trăiesc la ora aceasta. Încă nu s-a legalizat, dar Statele Unite se cere legalizarea acestor căsătorii, a poliamoreilor. Se cere la ora aceasta. Când a spus de pedofilie că va fi, la ora aceasta se lucrează. Dacă trebuie să știți, anul trecut, mi se pare, sau cu 2 ani, au publicat noul manual de diagnostic, statistica la Asociația Americană de Psihiatrie și a fost acolo scos pedofilia din patologie, din sfera patologiei. Ea este orientare sexuală. A fost scandal mare, astfel că în ediția online au pus-o că e patologie, au schimbat. Deci în ediția scrisă apare într-un fel, ediția online apare altfel. Deci, practic, se încearcă în Congresul American, în Congresul Canadei, au fost deja chipuri savanți care au demonstrat faptul că pedofilia este născută, că nu poate fi contestată această apropiere, această dorință. Deja sunt cărți scrise, semnate de mari autori americani, profesori universitari. Este un grup care luptă pentru așa, de profesori universitari americani, pentru recunoașterea pedofiliei. Deci dacă acum, în anii 70, homosexualitatea era patologie, acum este orientare sexuală și chiar una fericită, mai fericită decât heterosexualitatea. Că până la urmă ești mult mai deschis la minte, dacă o aplici. Tot așa va fi și cu pedofilia, că poate că v-a mirat, că el în general a trecut foarte repede peste anumite lucruri. Deci acest instrument, această teorie critică, nu face decât să deconstruiască toată realitatea veche. Pas cu pas, în general, demantela. De ea ca o rapă, o ia și scoate, pasta, o ia și distruge, pasta, pasta, pasta. Încet, încet ajungem să, prin mesajele media, să ni se schimbe mintea. Să ne fie rușine să gândim așa sau altfel. Nu poți să mai spui așa în vremea noastră. Dar tu nu vezi, dragă, toată lumea cum gândește, toată lumea cum vorbește, lucrurile astea funcționează. Sau am văzut la televizor. Am văzut, e adevărat, adevărat. Căci vederea nu te poate înșela. Ai văzut? Deci omul nu-și mai pune problema că cineva construiește imaginea. Deci, dacă e să vă întrebați puțin, privind scopul acestei întâlniri, pentru că, în general, astfel de întâlniri care mie îmi repugnă pe teme ideologice, niciodată n-am fost un om al politicului, însă acum am înțeles că trebuie să abordăm și lucrul acesta. Pentru că e important ca noi să știm că ne aflăm în război. Că eu dacă mi-apăr familia sau dacă fac un efort în plus sau dacă am un conflict în familie, s-ar putea tocmai pentru că cineva a băgat în capul celuilalt sau în capul meu un lucru care nu se potrivește cu realitatea. Așteptările noastre sunt greșite. Și nu sunt greșite întâmplător. Niște softuri au fost implementate prin faptul că am văzut o narațiune, prin am văzut un film, eu n-am decodificat să înțeleg ce spune acolo. Noi, în general, când vedem o narațiune, un film, noi nu înțelegem care este exact mesajul. Pentru că mintea narrativă, emoțională, blochează accesul narațiunii, mai ales că imaginea sau filmul nu mai permite să stai să gândești totul, să treci prin nou cortex, să discriminezi aia e bună, cealaltă e rea. Nu. Ei totuși înghiți. Însă se pare că subconștientul nostru, mintea noastră subconștientă, are capacitatea să decodeze și să aplice acele coduri comportamentale sau atitudinale să le aplice în viața noastră, fără ca noi să știm de unde și noi ce, așa gândesc eu. Dar tu ai fost condiționat să gândești așa. De-aia vorbim astăzi de dresaj. De dresaj mediatic. Suntem dresați să gândim așa. De aceea, una din concluzii acestei întâlniri, ca oricine își pune întrebarea și până la urmă cu ce rămâne, este, în primul rând, să înțelegem că ne aflăm în plin război ideologic, sociocultural și religios și că nimic din ceea ce se întâmplă nu e întâmplător. Desigur, să nu vă așteptați ca cei din mass media să știe lucrurile astea. În marea parte, sunt proști. Iertați-mă, vă spun. Nu sunt oameni răi. Sunt proști.
alții dintre stăpânitori sau guvernanți nu se gândesc. Nu au timp să mai gândească. Lumea nu mai gândește. Se întâmplă să iei un ziarist să constați că n-a citit 10 cărți în viața lui. Și el e ziarist. Termină facultatea și n-au citit 10-15 cărți în viața lui. Tehnic mod termină, nu termină. Și ei devin pe urmă director, mi-a spus un profesor, un prieten meu de la, mai vârstă ca mine, m-a fost primit profesor, de la filozofie, șef de catedră. Am picat cu un student și în toamnă m-am trezit că era trecut. Și m-am uitat și un mare om de cultură român, nu-i spun numele acum ca să nu creăm așa, semnase locul meu. Că m-am întrebat cum? Și am zis, cum poți tu să faci? Mi-a fost rușine de el să mă zic, mai la trecut. Peste 5 ani de zile îl găsesc pe mass media, mare director de opinie în România. Domnule, nu putea să treacă o facultate pe care o trecea majoritatea. Atât de prost era. Și m-am întrebat cum a putut să devine director de opinie. Păi directorul de opinie este cel care își învață lecții. Învață lecția bine. Pară din facultate nu le-a putut, care erau logice. Pe astea nu trebuie să le, nu trebuie să ai logică. Trebuie doar să reproduci, să ai memorie. Se apucă și dacă spun aceeași lecție de 100 de ori, vezi gen Remus Cernea, ajunge lumea să creadă că tu chiar înțelegi ce spune acolo. Dar tu nu faci decât să reproduci. De foarte multe ori. Și ai pe niște rutine din acestea, prin niște trasee ideologice și tot le pasă, le pasă că lumea nici mai să mai gândească. Ce zice să spun așa? Deci este foarte important să înțelegem că aceste ideologii au coborât, au ajuns până în casele, în căminele noastre. Deci copiii noștri sunt influențați de ele. Noi nici nu suntem influențați și încet, încet suntem contribuabili la propriul nostru dezastru. Marea parte a culturii și mesajelor mediatice sunt impregnate de neomarxism. Sunt impregnate de o gândire care luptă vehement împotriva omului. Când spune de transumanitate, păi deja se discută în cercurile acestea intelectuale și mentale despre postumanitate. Spune că odată cu postmodernism intrăm în postumanitate. Și dar ce poate fi postumanitate? Ce este dincolo de om? De aceea distrug și familia, de aceea distrug și sexele. Va fi un nou om, care nu are un sex determinat. Nici bărbat, nici femeie. Că de asta în Occident au anulat că în multe țări se pune problema. Gata, nu mai zici tată, mamă, nu mai zici el, ea. Folosește un alt neutru. Are WC-ul pentru ce e special făcut, în Germania ce s-au făcut, pentru ea care nu zici bărbat, nici femeie. Să aibă și WC-ul de lor. În acest context, toată draga revoluție sexuală, care ne afectează astăzi pe toți, pentru că percepția omului modern, omului de astăzi, prin sexualitate, este complet diferită decât aceea a părinților și a bunicilor. Nu pentru că nu suntem mai evoluați, ci pentru că suntem mai, iertați-mă, mai îndobitociți de aceste mesaje. Omul gândește mai mult prin prisma sexului sau sexualității decât oricând, dar face evaluări, evaluările lui mentale, automate. Pentru că așa a fost învățat. Înțelegeți? Așa a fost introdus în codurile acelea, în subconștientul nostru. Și din păcate funcționează aceste programe. Pentru că noi am fost expuși timp îndelungat, astfel că femeile vor să arate exact ca cele de prezentatoare de modă sau ca nu știu ce. S-a întrebat, dom'le, dar de ce se arată prezentatoare de modă atât de anorexice? Pentru că se dorește ca femeia generală să fie anorexică. Și dacă e anorexică și este mai grăsuță un pic, să fie măcar depresivă sau anxioasă. Tot ai făcut ceva. Ceea ce se întâmplă. Oricum, femeia anorexică, deci tipul acela de fizic, nu este fertil, nu procrează. Asta este o chestiune foarte importantă. Știți cum sunt ele așa? Consumă droguri continuu. Nu mănâncă și consumă cocaină. Majoritatea consumă cocaină. Am făcut un studiu la un moment dat și una, puțin din cele care ies, spun că le e frică că vor fi omorâte sau că o să fie terminat social. Puține mărturisesc. Dar le vezi după privire. Deci dacă ești un om care l-a lucrat cu consumatori de droguri, le vezi după ochi, cum arată. Și astăzi săracile sunt drogate că nu știu, se fac, ies drogate pe acolo, ori nu-și dau seama dacă au ieșit sau nu, sau cât de băgregate erau. Dacă mai are vreo relevanță, pentru că drogurile se distruge complet structima de sine, se face praf, în general. Deci, această revoluție sexuală care este, din punct de vedere al nostru, Marcus o spune clar, prin asta se va schimba lumea. De ce? Pentru că sexualitatea este prinsă cumva profund în ființa omului. Ține de apropierea aceasta soț, bărbat, femeie în crearea familiei. Și o putere, e o forță. E o forță pe care, un instrument pe care ei îl țin în mână, orandul care ne deschide, ne modifică gândirea. Trebuie să luptăm împotriva ceea ce vine educația sexuală. Pentru că educația sexuală va fi pornografie instituționalizată. Să nu credeți că va fi altceva. Și cine nu crede să se uite pe programele de educație sexuală din Suedia, unde au băgat deja filme pornografice în școală.
Deci nu acum ne spun că vorbește despre sănătate, despre nu știu ce, dar vă spun că am citit programele lor. Primii mari educatori sexuali din America sunt între primii creatori de filme pornografice. Deci nu crezi că ei erau interesați așa întâmplător de educație sexuală. Ei înșiși erau... Playboy-ul este cel care a cofinanțat cele mai multe programe de educație sexuală. Deci Playboy le face. Cel care a dus cea mai mare, să zic, răutăți de descompuneri morale în lumea americană. Și pe care niște intelectuali minunați români au vrut să o reproducă în lumea românească cu play cu voi. Vedeți, play cu voi, că vorbim de deconstrucția națiunii. Deci play cu voi, suntem un popor de tâmpiți. Și ne mai și bate joc de femeile noastre și de morala acestui popor. Și ei se numesc Liceanu, Pleșu, Dinescu, iertați-mă, să o pună până să mă jure toți ăștia. Asta au făcut. Și noi zicem că este o revistă interesantă. Lucrurile acestea au fost, nu știu dacă mai e, cred că nu mai este de mult. Nici n-a funcționat probabil. Erau altele mai dure. Însă, într-adevăr, intelectualitatea din România, o mare parte a intelectualității, n-a sprijinit acest popor, încrederea lui în sine. Noi de 25 de ani suntem lovit constant la nivelul încrederii în sine, astfel că românul se crede ultimul om din lumea aceasta și nu este ultimul om. Din toate punctele de vedere, nu este ultimul om. Trebuie să conștientizăm de asemenea că majoritatea mesajelor de defăimare împotriva bisericii sunt controlate. Există aproape o ură la nivelul mass media, oamenilor medii împotriva bisericii. Sunt programe de defăimare a bisericii. Și chiar am spus mai devreme, identice cu cele din anii 48. Dar este incredibil într-o societate occidentală unde n-a cunoscut comunismul, fiara care ți-a gâtul, mai înțelegi că poate să meargă ideile astea. Într-un Paris unde stau la taverne și au făcut filozofie marxistă. Dar România unde a fost fiecare familie, poate din sala aceasta, a avut pe cineva în închisoare. Cum putem să mai ne reîntoarcem la comunism? Cum putem să ne gândim că comunismul va aduce binele și că biserica tot e vinovată după 45 de ani în care a fost lovită sistematic? Infiltrată de agenți și pe urmă și tot ea bajocorită. Cine era infiltrată? Tot de neomarxiști, tot de marxiști era infiltrată. Varlam, în Vechiul Testament, este un personaj foarte interesant, un vrăjitor care se chema de Moabiți, parcă, să blesteme poporul evreu. Pentru că ce spunea el se ținea. Și se duce să-l blesteme și când să-l blesteme, binecuvintează. Că nu lăsa Dumnezeu. Și întoarce partea cealaltă și blesteamă și pe răsărit. Și tot ies din gură binecuvântare. Și, așa, și la un moment dat se ce să facem ca să-i patem pe ăștia? Și atunci el le spune așa. Dați-le femeile voastre să se unească cu ele, să se culce cu ele și să se închine la Dumnezeii voștri. Că atunci se va îndepărta Domnul Dumnezeu de ei și veți putea să-i distrugeți. Până când vor face acest lucru, nu o să-i puteți distruge. De atunci și până astăzi cam așa se lucrează. Dacă vrei să distrugi un popor creștin ortodox, un popor creștin cu adevărat, este să-l faci să cadă în desfrânare, să-l îndepărteze Dumnezeu ca să-l părăsesc pe Dumnezeu. Atâta timp cât Dumnezeu este deasupra noastră și suntem aproape de El, e foarte greu să fim biruiți. Și să știți că lucrul ăsta nu-l fac de astăzi. La anul 400, Teodosie cel Mare dădea o hotărâre imperială prin care condamna introducerea desfrânării de către cineva anume în Constantinopol. Și vreau să vă spun că de atunci până astăzi cam așa se lucrează. Deci, dacă vedeți că tinerii noștri săraci o iau rasna și distrug familiile și se aruncă în sexualitate de la 14 ani, 15 ani, este că cineva a vrut lucrul acesta. A vrut că ei să nu mai poată face familie, să nu mai poată face nimic bun în lumea aceasta. În încheierea cuvântului nostru, lăsându-vă să dăm răspuns la întrebări, ce rugăminte aș avea la dumneavoastră, din concluzia la care am ajuns de-a lungul timpului, este că trebuie să facem cât mai mare efort să ne păzim mintea și simțurile. Pentru că prin aceste intrări, prin ochi, prin auz, și prin voi și prin auz, pătrund mesajele care ne pot schimba conștiința, ne pot schimba viața sau distruge viața. Să preferăm cartea internetului, pentru că e păcat că oamenii au renunțat la carte. Internetul este extrem de alunecos, e o hidră, este o cutie a Pandorei și foarte probabil ca să ne pierdem mult timp, să ne stricăm mintea și să ne distrugem viața față internetului. Am găsit oameni din cea mai bună calitate care au ajuns să consume pornografie fără să urmărească lucrul acesta. Pas cu pas, mai ales bărbații, este extrem de sensibil la stimulul pornografic sau erotic.
Și dacă ajung o dată de două ori, de trei ori și mai au și o problemă în familie sau în viață, un stres, ajunge creierul să spună, să-și dea seama că aceea este experiența care este cel mai mult, cel mai mare satisfacție. Și creierul se duce automat și devine un război lăuntric inimaginabil. Cum spune Giordano Bruno, fantasmele au autonomie, sunt independente de minte. Sfinții Părinți spun că prin ele lucrează diavolul. Da, se de discuție. Și al doilea rând, din punctul meu de vedere, ce cred și vă mărturisesc, este că trebuie să câștigăm cât mai mult pacea înăuntru inimii, prin apropierea de Dumnezeu și prin rugăciune. Pentru că vor veni vremuri foarte grele, când nu să știm unde să o luăm, în dreapta sau în stânga. Nu o să mai știm unde este adevărul, pentru că minciuna va fi peste tot. Vor fi vremuri de tulburare, care imediat se pot visca. Da, ați văzut, arunc o bombă într-un aeroport și toată lumea nebunește. Ia gândiți-vă că explodează ceva în Suceava sau că într-o școală se aruncă ceva în aer sau așa. Imediat va intra teroare în toată lumea. Nu mai ești sigur pe ce se întâmplă cu tine. Deci, asta este un fapt, dar alt fapt este că singura sau cea mai puternică, cea mai bună, din punctul meu de vedere, o să vă recomand multe. De la sport până la vitamine. Și toate au importanța lor. Însă, din punct de vedere al acestui război, cred că cel mai mult este să dobândim acea lucrare a rugăciunii lăuntru inimii, care ne va da multă bucurie și ne va face să fim de nedruncinat. Nu o să mai aibă puterea nici instrumentele acestei ideologii, nici erotismul, pentru că altfel suntem expuși fie atracțiilor seducției erotice, fie luptelor ideologice, că și asta se știe o problemă. Ajung oamenii să se bată unii cu alții pentru tot felul de cauze care sunt alte. Chiar tot de ei propuse ca să întrebați pentru ce e adevărat. Sau frica și deznădejdea. Că unii o să-i nebunească frica și față deznădejdea. În general, fiecare dintre noi, cultura nihilistă potrivit patimilor, i-a rezervat o ieșire în sensul lor. Și eu cred că dacă facem acest lucru, dacă ne întoarcem asupra noastră înșine, dacă creștem timpul alocat vieții noastre lăuntrice, doar vom câștiga. De altă parte, mai familie. Cu orice preț trebuie lupta pentru familie. Și asta înseamnă să renunțăm puțin la voia noastră, cu gândul că am mai câștigat ceva. Orice secundă, orice minut în plus, viața de familie, de pace, este câștigată pentru viitorul copilului, pentru viitorul nostru. Pentru că ne putem imagina orice la momentul respectiv. Vine vrăjmaș și spune că gata, faci ceva și schimbi în bine. Nu va fi o schimbare în bine. Familia este cel mai important așezământ în viața omului și a istoriei umanității. De aceea se luptă atât de mult împotriva familiei și cred că trebuie să facem absolut tot ce depinde de noi, nu mai mult, ca să ne salvăm propria familie. Deci, până la urmă, trebuie să facem puțină răbdare. Eu vă zic, încă puțină răbdare să treacă și momentul ăsta, deci toate vor trece și finalul sau orizontul nostru, da, în această perspectivă, merge decât un universatologic. Vă mulțumesc! Vedeți o deosebire între omul luminat și cel iluminat? E vorba de fotoni sau de ce? Părinții au luminați. Noi folosim cuvântul iluminat la părinți. Fotismenos este în greacă. Fotismenos anthropos. Un om luminat. Dar iluminarea se folosește în special legată de iluminati, de cei care, sau de iluminiști, sau de cei care, din societățile oculte, deci e cu totul altceva. Iluminismul și neomarxismul sunt, din anumite puncte de vedere asemănătoare, se întrepătrund undeva. Neomarxismul la marxismul este băiatul bun al Revoluției franceze, care este fica bună a iluminismului. Să nu vă imaginați că astea au apărut peste noapte, așa că s-a născut un alt Marx, un tip inteligent care a răsturnat lumea. Asta e o prostie. Că zicem și noi așa neomarxiști. Că sunt comuniști. Noi știm că ne-au supărat comuniștii. Dar Revoluția franceză cam asta a făcut. Ea a vrut să înlăture statul, a atacat biserica, au murit atunci, mii de preoți au fost sacrificați. Omoră spus și simplu, rapid, cum îl prindeau, cum îl omora. Nu stăteau să la discuții. Mii, foarte mulți. Cum a fost și în Spania, în Revoluția din Spania, în anii 30. Și tot atunci a fost proclamată prostituția. Deci o prostituată dezbrăcată era pusă pe umerii revoluționarilor și era dusă prin mulțime. Apare pe steagul lui de la Croix, în pictura aceea celebră. De ce oare a pus acolo?
Ăsta era un simbol. Simbolul întoarcerii ordinii morale pe dos. Deci, practic, 789 este, istoric vorbind, revoluția vorbind, un început. Dar se poate ca dinainte să fie existat toate aceste măsuri la nivelul societăților secrete, la nivelul... Eu cred, vă spun un lucru. Cred că toată lucrarea, toată această devenire a societății are la bază, să zicem, eșecul religiei catolice. Și vă spun de ce. Pentru că religia catolică a renunțat la prezența lui Dumnezeu. Ea a zis că Dumnezeu nu mai este o prezență. Nu este o prezență în viața omului, așa cum spune Ortodoxia, prin energiile sale necreate. Ea a spus că Dumnezeu poate fi cunoscut doar cu mintea, prin intelectul, înțeleg cu mintea. Și atunci Dumnezeu a fost abstractizat. Era și cumva din viața omului. Au avut o serie de norme foarte abstracte, etice, care au înlocuit religia. Papalitatea s-a transformat într-un stat care iarăși a înlocuit biserica. Și atunci s-a trezit Occidentul cu o biserică care le impunea, le norma o existență creștină fără Dumnezeu. Fără Dumnezeu ca prezență. Și normal că omul s-a revoltat. E firească revolta renașentiștilor și a iluminaților, care ce au făcut? Ca să revină la trăirea religioasă, s-au dus în spate, la gnostici, de la începutul mileniului întâi. Deci au plecat și ca să recupereze gnosticii, de aceea renaștere. Adică noi am murit prin creștin și acum renaștem. Dar e o reacție la o gândire catolică. Ce a făcut? A anulat prezența. Ce face Derrida? Spune, Dumnezeu nu mai este prezent în cultură, în istorie. Nu mai este referent. Când Derrida spune că nu mai este referent, mie mi-este similar ce au spus catolicii cu 1000 de ani în urmă, 800 de ani în urmă, faptul că, nu, 1300 de ani în urmă, cu vremea lui Balam și a Sfântului Iure Balama, că Dumnezeu nu mai este prezent în viața omului prin energiile sale necreate. Ei negau, nu mai sunt energii necreate. Dar totuși de dar simțim noi. Noi când ne rugăm simțim că Dumnezeu este viu în inima noastră. Nu, nu există așa ceva. Dumnezeu nu poate fi cunoscut astfel. Este erezie, spune. Deci până la urmă, neomarxismul este un efect, să zic, anticristic, la nivel cosmic, la nivel istoric, al unei rătăciri în spațiul occidental de la relația cu Hristos ca Dumnezeu și adevărat. Pentru că eu nu cred că există om în lumea aceasta care, cunoscându-L pe Dumnezeu, să, cu adevărat pe Dumnezeu, să se ridice împotriva lui Dumnezeu ca să fie, să aibă, având, cum să spun, o relație cu Dumnezeu cel fiu. Problema este că oamenii au relații intelectuale, conceptuale, abstracte cu Dumnezeu și mulți din societatea noastră. Nu înseamnă că dacă suntem ortodoxi, acum înseamnă că, într-adevăr, avem o viață ortodoxă sau o viață creștină așa cum ar trebui. Și știți cum ne dăm seama? Pune pe cineva acolo afară la sora asta cu un pistol care e ortodox să treacă afară să fie împușcat și care rămâne. Să vedeți câți trec, câți merg la împușcat. Deci ortodoxul epocii primare era cel care își dea viață pentru Hristos. Asta este măsura absolută. Deci înseamnă de ce? Devii Cristofor și știi că tu nu mori. Pentru că ți-e frică de moarte înseamnă că nu mori cu Hristos. Știi că nu urmează nimic. Până la moarte este cea care guvernează tot, frica de moarte. Guvernează, o spune și Heidegger, o spune și filozofii, o spune și părinții. Și omul care e fără Dumnezeu se teme de moarte. Deci problema principală, din punctul meu de vedere, nu sunt aceste ideologii. Ele sunt produsul. Și vine Anticristul pentru că noi ne-am depărtat și ne-am părăsit pe Hristos. Problema principală este îndepărtarea omului de Dumnezeu. Fie în spațiul occidental, intervenția unei erezii în gândirea occidentală, în gândirea creștină occidentală. Și vedeți, referentul. De ce? Dumnezeu este o prezență. Și în istorie, și în inima mea, și toate relațiunile pe care le vedeți în pietre, în munți, în tot. Nu este Dumnezeu acolo, dar e prezent. Prin El, toate acestea ne vorbește Dumnezeu. Și așa ne marșează, stați așa. Toate vorbesc despre Dumnezeu, să facem așa în fel încât oamenii să nu mai vadă această creație, pentru că se vor întoarce la Dumnezeu. Nu mai văd. Și am schimbat limbajul. Și acum îi pun în fața ecranelor, stau toți acolo, nu mai vede nimeni ce se întâmplă afară. Ecranul ecranează lumea. Asta este. Și s-a terminat cu lumea. Au lecăm treptat spre o dictatură globală. Ce soluție ar putea exista sau întrevedeți dumneavoastră? Păi am dat soluție. Unde e harul lui Dumnezeu, nu se poate înainta. Și dacă vor martiriza, nu se replacă. Ei nu vor să facă martiri. Au experimentat un comunism și le-a văzut că nu e bine. Că nu le-a ieșit foarte bine. Deci ei vor să facă, să ne bădăm toți, să fie o lume de desfârnați, de asta. În care, dacă eu iei capul, eventual e eutanasie. E eutanasie. Asta e o mare frumos. Știți cum se va omorâ? Deja la ora asta, 5% din morții dintr-un lat, din
flamand, sunt eutanasiați. Sunt oamenii eutanasiați. Sunt tineri depresivi care sunt omorâți, efectiv. Că eutanasia este sinuciderea asistată, adică uciderea asistată. Sau sinucidere, nici știu cum să o numești. Gândiți-vă că în momentul în care mass media va veni cu un program depresiv, care va pune într-o lumină pozitivă această plecare cu demnitate din viață, așa cum se numește Dignitas, mi se pare, clinica care în Elveția face eutanasie, câți tineri se vor eutanasia? Tineri din aceștia care au început viața sexuală la 12 ani și la 24 de ani nu mai au ce să spună la lume și lumea de la ei. Nu mai au ce să mai comunice, nu mai știu nimic. Sunt goliți pe dinăuntru, sunt făcuți praf, i-am cunoscut astfel de oameni. Și care dacă nu dau peste un om din biserică sau peste Dumnezeu, sunt terminați. Drogul și așteaptă să moare. De ce aștepți? Să moară. Nu mai trebuie să nimic. 25 de ani. Dacă ei se plictisesc la 8 ani, la 24, cum ajung? Și atunci vin băieții și spun, stați așa, că avem și pentru voi un program. Se numește eutanasie. Mor frumos. Dar și ce frumos este? Și e scăpat de toată suferința și durerea asta. Ca o completare, Jacques Attali, despre care s-a făcut vorbire, este creditat cu următoarea idee, apropo de eutanasie, pentru că resursele societății sunt consumate de către pensionari într-un mod care frizează irresponsabilitatea și privează generațiile tinere de viitorul lor frumos. El a fost cel care a propus eutanasierea voluntară a pensionarilor. Nu este glumă. Jacques Attali vorbește că pensionarii trebuie să aibă dreptul la eutanasie din responsabilitate socială. Vedeți câte cuvinte frumoase și mari ne animă că până la urmă va fi cel mai mare lucru pe care poate face omul să-și ia viața. Pentru societate, bineînțeles, ca ideea. Mulți tineri merg la biserică și sunt niște copii cu un frumos profil spiritual. Conlucrând cu părinții spirituali, duhovnici și preoții care predau legea la școală, cum ar putea cu toții să educe pe elevi, ca aceștia să-și iubească neamul, credința și valorile. Problema aceasta educație e o problemă foarte complexă. Eu cred că ar trebui să începem și cu părinții. Și de aceea chiar vom propune o școală a părinților pe care ne dăjdim ca luna lui mai să funcționeze și aici în Suceava, în sensul că se existește training-uri prin care să putem să consolidăm o gândire, o concepție sănătoasă privind educația copiilor noștri, pentru că totul pleacă de la educație. Dacă nu o să ne îngrijim de acest lucru, e foarte greu. E foarte greu. Copilul are frustrări mari. Dacă el n-are o dragoste, n-a avut așa, el caută evadarea. Unde se ducă? Ce să mai răspunde cu profesorul? El are traume. Traume din familie, traume din viață, traume din media. Nu știu cum să vă dau acum o rețetă cum să-i facem pe copiii aceștia credincioși și să-și respecte neamul și credința. Neamul nu are relevanță pentru ei, pentru că nu au de nicăieri vorbind despre neam. Să le punem filme cu Mihai Viteazu. Ce să-ți vă zic? Deci e foarte greu. Nu, vreau să spun că am vrut să fii părit pentru familia ortodoxă un CD cu cânteci ostrășești și am constatat că nu mai există, o spun acum oficial, nu mai există arhiva ansamblului Doina. A dispărut. Și nu am găsit cânteci ostrășești ca să le putem pline în România. Vorbim de deconstrucția statului. Dacă noi nu putem să, nu avem nici măcar cântece să putem promova posibilitatea, cum să, ce să crezi în sufletul lor? Toată, primul lucru care l-au făcut în momentul în care au venit, s-a schimbat regimul 90, au fost să vândă sahia și celelalte, pentru că filmul este, rămâne un instrument prin care omul își poate forma o conștiință istorică, să spunem. Distrugerea minții copilului prin profesori, Ministerul Educației pentru Sănătate, profesor de așa, stați așa. O citești, uite-te tu, adică nu pot acum. Este posibil să se declanșeze al treilea război mondial? Posibil este. De ce să nu fie posibil? Imposibil nu este. Se dorește acest lucru. Este afirmat în tot felul de declarații oficiale, mai mult sau mai puțin, la un rang mai mult sau mai puțin ridicat. Acest război nu ar face decât să aducă un profit mare tot. Dar este, știți cum, nu l-am dorit Dumnezeu. Nu l-am dorit Dumnezeu pentru păcate noastre, că nu trebuie să fie. Noi nu cred că trebuie să ne fie frică atât de războiul acesta, cât de toate celelalte pe care am discutat până acum. Ar trebui femeilor, femei,
și să-și creeze o carieră la care aspiră sau face un rău prin aceasta. E bine să-și facă o carieră, e bine să învețe, dar e bine să știe femeia și ce are gospodăriei. Eu vă spun din... că știți cum nu o să facă bărbatul treaba în locul ei și o să o condamne. Eu am cunoscut femei distruse pentru că ele, intrând în viață de familie, nu au să facă nimic. Și nu s-au putut adapta și au început să bărbatul, avea și un bărbat otean, care se ducea acasă și el cum să mai pe seara, că totul gata, nu era. Ea era mare stomatolog, chiar mare, terminase prima facultate de stomatologie în București, în vremuri mai de mult. Și el stomatolog și o bătea. Și a început să drogheze, că avea morfine pe mâine. S-a distrus și a distrus viața. Sunt foarte multe cazuri, deci e clar că o femeie trebuie să știe să le facă pe toate. Și eu sunt în principiu în viață să le faci pe toate. În studiile americane se constată că, indiferent de situație, femeia cheltuiește în familie de două, trei ori mai mult timp decât bărbatul în problemele domestice. Deci e o concepție și, într-adevăr, se pare că femeia are o vocație a detaliilor pe care nu are un bărbat. Nu se vede secretar, numai secretare. De ce? Pentru că femeia știe cum să pună în ordine lucrurile. Bărbatul nu se descurcă, nici nu are răbdare. El le aruncă acolo. Și aici este o problemă. Femeia trebuie să știe cum să pună chestia, cum să pună aia, unde copilul ăla să facă așa. Primul bărbat se face haos în familie. Așa cum cred că se face haos în societate dacă pui pe femeie ministru armatei. Sunt la ora asta 5 state în Europa cu miniștri armatei, Suedia, Germania, Olanda, nu se pare miniștri armatei femei. Opa, te dai seama. Ce să facă? Și o vedeam cum defila, mergea în fața soldaților, toți salutau și ea în fustă prin fața lor. E jenant, că nu, da, ce respect să trezească? Deci se vede că e o ideologie. Există România care iarăși vrea prin armată, prin distrugerea armatei, de ce nu se mai face armata în România? Ca să nu mai există bărbați. Sau bărbăția să fie anulată, subminată. Pentru că bărbatul nu folosea foarte mult armată, era o perioadă de încercare, care îi folosea. Nu ți era ușor, mie mi-a fost ușor, recunosc. Dar m-a folosit. Există în România un canal TV care poate fi vizionat fără a fi manipulație? De știri sau de chestii, asta nu există. Dar cum vă puteți închipui că există în România un canal TV liber? Cine își închipui așa ceva? E o putere. Televiziunea este cea mai mare putere. Bombă nucleară pentru mințile oamenilor. Bombele nucleare sunt păzite de cine trebuie. O spune clar Lippmann la începutul secolului al XX-lea. Presa este capabilă să transforme minte și conștiință. Ea nu reproduce obiectiv realitatea, ci oferă o versiune realizată de reporteri a realității. Și atunci este important, spun el, să nu lăsăm pe mâna oricui televiziune. Deci trebuie să o controlăm noi. Nu există. Eu vă spun, de aceea este mai bine să nu stăm ochii pe ecran, pentru că probabilitatea să fim manipulați fără să ne dăm seama este foarte mare. Să nu avem încredere în noi. Ce părere aveți despre piesa trupei Taxi, despre smerenie, dar despre dragerea și revenirea ei? Nu știu dacă a fost retrasă, nu știu nimic, dar eu eram chiar plecat din țară când a fost, m-am întors, toată lumea era nebunită cu Taxi, mă luau pe telefon, mă amenințau unii că de ce nu iau atitudine și zicea, nu, eu știu despre ce este vorba. Și am vrut să spun ceva, faptul că în România bisericile de lemn s-au construit mai cu seamă în prigoana austro-ungară, când le construiau de lemn ca să le poată desface și să plece cu ele în altă parte. Sau s-au construit de către oameni săraci, în satele foarte sărace. Deci construirea unei biserici de lemn nu era o virtute a credinței, ci era o metodă de supraviețuire. În 1279 sau 69, un rege maghiar, Ludovic IV, a dat un edict prin care schismaticilor valahi li se interzicea zidirea bisericilor, deci neputând să zidească, nu le-a rămas decât să facă din lemn. Deci, în mesajul care, mă rog, voia și pronia divină a vrut să le întoarcă despre smerenie, s-a transformat dintr-un, așa zis, manifest anticatedrală, în trezirea unor resorturi și a unor energii în rândul credincioșilor care au răsturnat și au avut efectul invers, celui spontan. Deci, în acel clip, de fapt, se ridiculizează cinic faptul că românii n-au putut să-și construiască biserici de zid, de piatră, și au fost siliți să facă biserici de lemn, odată prin lege, în al doilea rând,
ca să bejenească cu ele mai ușor. Și când a venit generalul Bukov, a distrus de o altă și bisericile de piatră care apucaseră să se facă cumva mai subversiv și cele de lemn. Era făcută comparația înainte de edictul respectiv, ce apucase să se facă biserica de la dânsuși. Este o bijuterie. Probabil că și după aceea, dacă s-ar fi putut crea o asemenea cultură a bisericii de zid, s-ar fi ajuns și pe pământul Ardealului la niște construcții care ar fi avut și ar fi dat altă față și istoriei și demnității noastre. Eu chiar așa m-am gândit, că vor să ne anunțe că deja a venit vremea să ne facem mai biserică de lemn. Poate că au dreptate. Ei, vedeți, sunt profeti. Profetii. Și poate nu s-au gândit. Dar când au să le... Pe mine asta mi s-a părut primul lucru care mi-a plas. Poftim? Valam, da, deci... Pe de altă parte, să știți că puțin mai multă smerenie nu ne strică. Însă să știți cum este Evanghelia scrisă pentru tine, nu pentru celălalt. Adică eu n-am voie să spun că fiți smeriți. Și zic, mie îmi trebuie mai multă smerenie. Deci erau bine să se includă și pe ei. Și atunci cred că ar fi avut un alt mesaj. Dar nu știu cum ar fi pus în ecuație, că schimba cu totul gândirea. Deci asta e problema. Că nu poți să aplici celorlalți ceea ce nu ți aplici ție. Te scoți în afară și pe de altă parte, în modul în care au făcut-o, se situau în afara bisericii. Și asta este interesant. Cum poți tu din afara bisericii să vii să mă credești pe mine? Și până să spui că ești credincios. Pentru că dacă te situezi în interiorul bisericii, nu spui voi faceți, ci noi să facem. Deci sunt niște chestii pe care nici n-am mai considerat că e nevoie să le bat, pentru că atât de mult scandal a produs și atâta mizerie. În jumătatea a fost publicat, m-am uitat, a fost postat la jumătatea postului. Chiar în ziua din jumătatea postului. Dom'le, probabilitatea asta, sunt fizician, fac statistică, e foarte mică. În timpul unui an, chiar la jumătatea postului. Și a fost semnat de 33+1. Deci sunt chestii de-astea care forțez niște lucruri care n-ar trebui forțate. Erau și oameni de mare calitate printre ei, care probabil au fost luați de val, pe care îi respect, unii dintre ei. Și mi-e și rușine să zic de asta, dar am zis, da, doamne, e o chestie bună, nu stau să gândească ce se întâmplă până la urmă, care e mesajul, de fapt, al domnului Virgil, dacă ai trecut printr-un divorț, este recomandabil să consulți un medic psihiatru, deși mai mult este încurajată, mai mult este încurajată de așa zis și prieteni. Dom'le, știți cum este cu... Acum, dacă e omul cu probleme psihiatrice, da, să ducă la psihiatru, dar nu înțeleg dacă divorțul, de ce trebuie să aducă la psihiatru? Cel mult la psiholog, dar la psihiatru. Cel mult la psiholog. Dar eu cred că... Nu știu, până la urmă, depinde de om. Nu poți să aplici, nu poți să dau o rețetă unui om pe care nu-l cunosc și nu-i cunosc problema. Ce se întâmplă cu el? De ce a trecut prin aia? Pe divorț, a trecut prin un divorț. Dacă ăla te bătea de chimia și te-a supus la traume, poate că ai traume. Dacă te-ai divorțat pentru că tu ai avut în cap altă realitate și ai vrut să te ceri toată ziua, e alt motiv. Deci e vorba de fiecare cu caz în parte. Deci nu pot să dau un răspuns pe la felul acesta. De ce credeți că s-a revoltat Marx atât de tare împotriva lui Hristos? Mai ales că acesta în tinerețe a arătat un viu interes pentru cunoașterea lui Dumnezeu. Este puțină lume știe că Marx a fost creștin în tinerețe. Și chiar o să citesc puțin din scrierile sale. De exemplu, zicea, citesc, dar acest creator bun nu putea să-și urească opera, Iisus Hristos. El a vrut să oblige la el și a trimis pe propriul său fiu. De aici rezultă că Marx cunoștea și credea în Dumnezeu Tatăl, Creator al Lumii. Sau alt citat. Nicăieri nu exprimă el mai clar necesitatea unirii cu el, deci cu Iisus Hristos, decât în parabola viței și a mlădiței, în care el se numește pe sine vița și pe noi mlădița. Și sunt mai multe citate. Din perioada liceului, el era un creștin luteran și a scris două lucrări. A doua reflecție al unui tânăr asupra legii profesiei. Problema este că după ce a terminat liceul, în perioada studenției, el a devenit revoltat împotriva lui Iisus Hristos, împotriva lui Dumnezeu, și a scris o piesă de teatru
denumită, a scris și poezii, de exemplu Strigătul unui deznădăjuit. Astfel Dumnezeu mi-a smuls totul, în blestemul și tortura destinului. Toate lumii lui s-au dus fără întoarcere. Nimic altceva nu mi-a mai rămas decât răzbunarea. Îmi voi clădi tronul în înaltul cerului, vârful lui va fi rece și înspăimântător, groază superstițioasă îi va fi fortăreasă. Și a scris o piesă de teatru, Ulanem, care este o anagramare a numelui Emanuel. Deci este un mister, pentru că biografii lui Marx nu prezintă acest episod și în științele politice nu există acest detaliu din viața sa. În schimb, pastorul Richard Wurmbrand, care este cunoscut prin intermediul lui Valeriu Gafencu, care a salvat viața, a scris o carte, a fost Marx satanist, o carte în limba engleză, care era scris în timpul Miloševiț, deci undeva prin anul 80, pardon. Și el acolo propune varianta, deci doar o ipoteză, pentru că nu are surse bibliografice. Toate sunt la Institutul lui Marx din Moscova, toate scrierile sale și sunt multe volume nepublicate. În care, deci, Wurmbrand propune o ipoteză că Marx a fost satanist. A intrat, dacă veți citi cartea, veți vedea că acolo apare ideea că el a intrat într-o sectă ezoterică, unde aveau loc diferite ritualuri. Și această intrare în secta ezoterică corespunde cu perioada sa de revoltă din perioada studenției. Deci, sunt ipoteze, nu sunt certitudini, pentru că nu avem surse de studiu. Încă o dată, aici vedem eșecul a ceea ce se numește creștinism occidental, în sensul că chiar dacă l-au fost plecare către Dumnezeu, poate, în ce sens a avut-o, nu știm, s-a revoltat la un moment dat și majoritatea a făcut prin acel lucru. Să știi că mulți sataniști au fost inițial oameni din familii foarte credincioase, în care s-au fost forțați să creadă și la un moment dat s-au revoltat cu totul împotriva lui Dumnezeu. Și țin minte că după 90 am citit o cărticică care, din nefericire, mi-a scăpat, am pierdut-o, a unui român din Occident, un român plecat înainte de venirea comuniștilor, care cercetase niște biblioteci din Elveția, de unde a prins, și publica niște texte sataniste ale lui Marx. Chiar le publica. Nu le-am mai găsit nicăieri după aceea și ne-am mai găsit pierdând încă cartea, nici nu mai țin minte cine era, țin minte așa că în Elveția, nu așa că era, studia numai pe Marx. Mulți dintre ideologii care au făcut istorie în cultura occidentală, trecutul lor satanist. Și mi-a zis că scria acolo că la un moment dat a fugit de acest lucru, pentru că a început să-i arază. Spunea că pe el însuși îl afecta lucrul acesta și lăuntric și, da, demonii care se lupta. Deci Marx a avut și un istoric satanist, așa cum Lenin era și homosexual. Ceea ce puțin știu. El avea o femeie care trăia, dar sunt niște texte publicate, o scrisoare, un stil de scrisori, care el era homosexual. Poate fi Rusia o speranță de rezistență împotriva ideologiei marxiste? Nu știu ce să spun. Până la urmă, poate fi Hristos o speranță, nu Rusia. Pentru că și Rusia este un regim politic care e supus multor influențe. Azi poate fi ceva, mâine poate fi altceva. Nici nu poți să spui că lupta lor sau promovarea familiei este un vector clar ortodox sau că din credință susțin în biserica. Nu știm ce putem să spunem despre Rusia. În afară de faptul că Dostoievski este unul cel mai mare, din punctul meu de vedere, cel mai mare dramaturg al tuturor timpurilor și a înțeles mai bine decât oricine viitorul omenirii în baza experienței de atunci, are cartea Demonii. În partea cărților lui, el analizează acest fenomen. Comunismul care vine, cucerește mințile oamenilor, are în crimă și pedeapsă termenul de trichine, niște ființe raționale care intră în mințile oamenilor și îi nebunesc pe cap și încep să susțină tot felul de nebunii, nu se mai înțeleg unii cu alții, ce vine se întâmplă astăzi. Deci o spune de pe atunci. Vă dați seama că la anul 1860-1870 în Rusia, deja ideile acestea fermentau. Ce aveți despre carturile electronice, bonetele electronice sau pașaporte electronic, trebuie să renunțăm la ele? Părintele Frem, din câte știu, din America, spune să nu renunțăm la ele deocamdată, că după război vor fi cele cu chipul, va fi chipul implantat și mai departe. Nu știu dacă este momentul să renunțăm la ele. Și vreau să renunțe, poate să renunțe. Acum, eu știu ce să vă zic, că lucrurile sunt foarte cu chipurile. Cine vrea să renunțe, poate să renunțe.
Ce credeți despre lectura de pe e-book, reader, tabletă, smartphone, lectura unei cărți? Influențează într-un fel sau altul cititorul? Da, este mult mai obositoare. Nu mai greu se citește. E mai greu de citit. Cartea, foaia, fixează. Fixează. Asta este realitatea. Deci e o idee preferată să citim pe carte. Sau măcar să-i scoate la imprimantă. Sau dacă suntem pe drum, citim și așa. Dar e obositor pentru cap, pentru minte. Se vorbește despre un super memorandum al cărui program a început să fie implementat de la 1.05.2015 se va... Există acest document? Sau e vorba de o intoxicare? Dar am văzut documentul, acolo sunt și lucruri adevărate și lucruri mincinoase. A fost publicat pe site-ul primat, pe site-ul stiliste și este probabil să fie o politică de dezbinare a bisericii. Și ne spune acolo că a semnat documentul ăsta, e fals. Personal cunosc câțiva de acolo și nu au nici gând să semneze așa ceva. Deci în momentul în care apar niște minciuni, eu nu mai pot să cred în el ca autenticitate. În Sfânta Scriptură se spune că acestea se vor întâmpla și oricine vrea să oprească va fi dat la o pară. Dacă acestea toate se vor întâmpla atât de repede, mai ales de bine să avem copii, îi vom condamna astfel. Dar de unde știți că se vor întâmpla de repede? Vedeți că istoria este, acum vreo 7 ani când am început revista Familia Ortodoxă să o lucrăm, mi-a ieșit cineva, măi Virgile, de mâine intră americani în Iran, război mondial, ce mai mulți reviste? Stai mă niște, că nu a intrat nici în Iran și nici altceva. Acum s-au un prietenit, deci nu mai spune problema la ora să se ieși în Iran. Vedeți cum se schimbă lucrurile. Răul va fi. Astfel de gândire este o gândire deznădăjduită. Nu cred că este bine ca noi să spunem, nu mai facem copii, nu mai facem, oprim istoria acum acum și ne apucăm tot ce ne apucăm să facem. Ca și dacă faci familie, copii, tot îți dai de lucru. Nu mai faci prostii. Dar la fel s-ar putea să vedem în cine știe ce psihoză. Pentru că sunt și psihoze de-astea anti. Nu trebuie să fim anti, trebuie să fim pro, din punctul meu de vedere. Bine, pro-familie. În momentul în care sunt anti, vedeți, lupta asta cu diavolul permanentă nu e o chestiune sănătoasă. Că până la urmă duce la obsesie, nu poți să te luți cu diavolul. Așa Sfântul Serafin de Sarov, am zis cu o discuție cu Motovinovice. Eu vreau să mă lupt cu diavolul, faci nici să nu țin chipul ăsta. Cu o singur dege poate să se răstoarne pe mântul. Și cu aceea intră diavolul în el. O paranteză aici, apropo de pro și contra. Cum a fost reflectat în presă campania Coaliției pentru Familie, pentru familia naturală. Am fost intervievat și, deși eu am spus foarte clar și foarte limpede că eu susțin familia naturală, formată din bărbați și femeie, titlul materialului de presă, știți care a fost? Un chirurg din Suceava, tată, 6 copii, luptă împotriva căsătorilor între homosexuali. Manipularea de presă există. Ia forma acelor vectori care sunt directorii de formare și de manipulare în rândul celor care citesc, țin ziar română sau ascultă o știre la radio, pe internet, la TV și așa mai departe. Deci, dacă eu am spus că sunt pentru ceva, și am discutat despre asta după ce am văzut ce titlu a apărut în ziar, mi s-a spus, păi da, e logic că dacă sunteți pentru aia, sunteți contra celelalte. Zic, pe firul logic poate, dar eu am afirmat că sunt pentru ceva. Anu că dacă puneam așa, nu se mai vindea ziarul. Nu ne putem mântui și dacă ni se impun microcipuri, ar fi folositoare sau nu? Problema cu microcipurile ține, în primul rând, de libertatea omului. În momentul în care noi sau persoanele din viitor vor accepta aceste microcipuri, își vor pierde libertatea. Știm acest lucru din punct de vedere teologic, dar cum se întâmplă din punct de vedere tehnologic, tehnic? Cum ne pierdem noi libertatea din punct de vedere tehnic? Din păcate, încă nu există surse și cercetări deschise care să explice întregul potențial al microcipurilor din viitor. Există deocamdată niște ipoteze și speculații. Legat acest chip, el va îndeplini 3 funcții. Prima funcție este de recepție. A doua funcție este de transmisie. Și a treia funcție este de captare a unor informații decodate prin intermediul chipului în interiorul creierului, care vor rezulta în anumite gânduri și comportamente.
Cea de recepție este, cum ziceam, în ipoteza în care există un calculator central, deci, repet, vorbim nu de studii concrete, vorbim de posibile ipoteze în acest caz. Deci se va transmite o informație de la centru în toți cei care vor fi purtători de acest chip subcutanat, iar această informație primită de chip va fi transmisă prin creier și se va materializa sub formă de comportament sau de gând. De exemplu, zic unii Sfinți Părinți că dacă de la centru îi se va transmite gândul de culă împotriva lui Dumnezeu, toți de pe planetă vor acționa în același timp la acest gând. Sau dacă se va transmite gândul de a fi homosexual, toți vor avea această aplicație. Deci, din punct de vedere al libertății, dispare pentru că omul nu are control asupra sa. Și în acest caz, dacă dispare libertatea, omul nu se mai poate mântui. Pentru că el și-a dat-o deja. Acum eu personal, din poziția mea de fizician, nu cred că poți să transmite gânduri, ci poți să le transmite stări. Adică în momentul în care apar o frecvență, generată o frecvență în organism, poate genereze o stare. Și la ora aceasta se știe că anumite zone din creier răspund de anumite comportamente, anumite atitudini și pot să direcționeze către anumite zone din creier. Se lucrează mult la ora asta pe tema asta, dar să spună gânduri, nu cred. Nu cred. Stări. Și dacă mesajul primești pe altă cale, această stare o vei asocia cu mesajul și probabil să te duci pe gândul respectiv. Deci e cumva să-ți dirigeze prin stările lăuntrii. Dacă îți faci o depresie, poate să spună nu ești bun de nimic, spune cineva și te-a terminat mesajul respectiv. Pentru că tu ai deja starea care o susține. Deci la modul acesta, cred că poate să funcționeze. Problema este că eu nu sunt în principiu de acord să ca cineva să-și ia, să pună ceva străin în corpul său, să poată fi... Dar vedeți că în America deja sunt mulți dintre care vor să facă lucrul ăsta. Va fi și foarte eficient. Ai șipul la mână, acolo ai bani, ai tot. Dar când va avea și apa să un buton, nu se mai nimic. Însă lumea, la nivelul la care de decădere, la care va ajunge, nu se mai înțeleagă lucrurile, nu se mai privească. Ce aia e și până la urmă ce? Care pot fi cauzele timidității, rușinii, având în vedere că nu sunt traume căscute în copilărie? Poate să fie și genetică rușinea. Nu e obligatoriu să fie. Dar una rușine și alta e timiditatea. Rușinea cam dispare după anumită vârstă, rămâne timiditatea. Rușinea în momentul în care am făcut ceva, care așa spune cineva că fuge roșița din obraz, s-a terminat să mai întoarce. De-aia este, am înțeles că la Piatra Neamț a venit o doamnă să facă educația părinților. Vorba foarte mulți, foarte mulți, și românii se înghesuiau, chiar și preoți, din păcate. Și spunea că nu e bună rușinea, că trebuie scoasă ideea de rușine din educația copiilor. Mai venea să spună că, de fapt, nu trebuie să spui că e adevărat bine, nu știu ce, ci că avem convenție în familie, nu? Și vă dați seama ce idei se perpetuează, se răspândesc. Deci rușinea este bună, timiditatea este altceva. Poate să aibă o cauză genetică, poate să aibă un anumit comportament al părintelui, ca și cauză. În sensul că a fost un părinte, el însuși puțin anxios sau cu foarte cu cerințe mai mari decât copilul putea să le satisfacă la momentul respectiv sau n-a știut cum se ceară copilului și l-a presat permanent și presându-le a creat anxietate. Astfel că în momentul în care intră într-un bun, apare anxietatea. Deci se poate și treaba asta. Nu cred că este timiditatea unui rău chiar atât de mare. Din potrivă, pentru oamenii zilele noastre, poate să te protejezi, să te păzească în fața altor rele. Că de multe ori un tânăr care este prea curajos poate să facă lucruri și dacă e prea mai timid, să-l protejeze de timiditatea. Nu cred că este un defect atât de grav. Având în vedere, eu sunt fire foarte timid. Nici vă puteți imagina. Transpiram la examene, venea rău de la stomac. Era. Dar am depășit-o prin exerciții. Dacă mă pui să fac față unui colectiv de 10 oameni, e greu. La o sală de câteva sute mă descurc. Din cauza că am exersat acest tip de comportament. Deci în momentul în care exersezi, depășești. Creierul intră într-o stare, depășește automat starea respectivă. Având în vedere faptul că o parte destul de mare a societății, a persoanei acceptă fără să-și pună întrebări regulile noi ordini, ei nici măcar nu știu că sunt reguli. Ei acceptă ce se spune. Vă rog să ne precizați câteva metode prin care ne putem proteja copiii când vor intra în vecinătatea cu alți copii ai căror părinți acceptă, chiar promovează ideile destrugătoare. Nu este ușor să-i promovăm, să-i păzim. Cred că am mai vorbit despre lucrul acesta. Trebuie să ne dezvoltăm personalitatea. Trebuie să dezvoltăm stima de sine. Dar stima de sine bazată pe valori, nu pe ce bun ești tu, că ești fiul meu.
Pentru că stima de sine este legată de tine, de egoismul tău și nu are stima de sine ridicată. El constată că de fapt nu este. Să-l face să se leagă că nu modul de evaluare al societății contează, ci modul în care se așează el. Deci la școală, de pildă, sunt părinți obsedați de note. Nu nota este esențială, ci înțelegerea. Deci e mai important ca acel copil să înțeleagă ceva de la școală și să se formeze, decât să ia o notă bună și să vină acasă să se apuce să repete și să reproducă tot felul de algoritmi să-i învețe pe din afară. Noi cred că ne afectăm major copiii prin impunerea unor regimuri educative care nu au foarte puțin comun cu realitatea neurologică, psihologică a copilului. Vorbeam ieri cu o profesoară la Botoșani, am avut conferință acolo, că și cred în acest lucru. Că acest stil în care vii și pui pe tablă ceva, scrii cu copilul, trebuie să reproducă, să noteze tot, să ducă acasă, să învețe. Nu mi se pare că este. Și vin acum cu tot felul de slide-uri, cu trimiteri la internet, cu nu știu ce. Nu asta este școala. Profesorul este în primul rând acolo ca să-i transmite ceva copilului. El are un dar, are o vocație, are o înțelegere. Și el se poate conecta, să fie un profesor, la mintea copilului, se poate fi două chestii, trei chestii, cinci chestii, în exemplu, să-i pună o întrebare, să fie puțin mai socratic și atunci să creeze în copil acea mișcare de a se duce către înțeles. Altfel, este posibil de a se blocheze, pentru că dacă tu lași într-o fața unui lucru neinteresant, creierul imediat face shift pe visare și a ieșit din sfera interesului. O faci o dată de două ori, de trei ori, de 10 ori. În momentul în care creierul a învățat acest tip de comportament, în momentul în care ai deschis ceva, indiferent ce, el intră și începe să viseze. Și, din păcate, copiii ajung astăzi să fie anulați ca persoane și afectați din punct de vedere a capacităților de a învăța, pentru că nu le place să ce fac. De ce nu le place? Că nu înțeleg. Pentru că învățământul nu accentuează pe ideea de înțelegere, ci accentuează pe ideea de reproducere, din păcate. Și ăsta este învățământul de masă. Și s-a fost gândit și ăsta de cineva și nu se dorește reformarea lui. Și dacă se va reforma, se va reforma în sens ideologic. Deci, copilul trebuie să dezvoltăm personalitatea, să dezvoltăm înțelegerea, să înțeleagă cu mintea lor. A fost odată la Câmpul Moldovenesc, la o conferință. Și la un moment dat s-a ridicat un băiat, și pot să spun și o întrebare, și a vă zic ceva. Spune. Zice, eu cred că acești indivizi de aceea vor să fim cât mai slabi, cât mai, cum zice el, dezinformați sau mai proști, pentru că asta ne poate conduce mai ușor. Dar îi spunea foarte bine, mai bine decât mine. Și i-am zis, vrei să mai pui să vorbești? Și da, mi-e plăcut să vorbesc, vin aici. Și l-am pus lângă mine, a vorbit la jumătate de oră. Și erau 500 și ceva de elevi acolo. 500 și ceva de elevi să vorbim la 500 de elevi și ei erau șocați. Cum poate? E băiatul unui profesor de fizică, olimpic la fizică, care fusese învățat să gândească. Și el gândea singur. Vă dați seama cum ăsta nu-l poți destabiliza așa ușor. Că era mai deștept decât marea parte din oamenii care îi întâlnim noi pe stradă. Înțelegea ce se petrece. Deci copilul nostru trebuie să înțeleagă mecanismele lucrurilor, să le pătrundă. Să îi aruncăm puțin mai înainte cu toate formele de înțelegere. Să le dăm un suport emoțional prin relația bună cu ei, să le dăm un afectiv, să le dăm sănătate emoțională. Deci cred că nu un singur lucru, ci o întreagă educație puternică făcută unui copil, avem nevoie de astfel de copii, îl va face sănătos. Un copil care face sport, vorbim ca o minte sănătoasă, e mult mai greu de problemă. Nu poți să oprești contactul cu alți copii și să filtrezi ideile care vor trece avroage în capul lui. Nu poți. Dar poți să-i creezi niște așezăminte interioare de natură cognitivă și emoțională care să blocheze pătrunderea din spre exterior. Și cred că se poate face lucrul acesta. Copiii nu știu să aibă personalitate, să știe că sunt cineva, să știe că au o istorie, să știe că au un trecut. Este un popor important în istoria asta. Sunt un om important în fața lui Dumnezeu și a lumii. Să aibă o demnitate. Dar dacă părinții n-au demnitate, cum se transmită respectul și demnitatea copilului? Pentru că copilul va lua după părinți și are stima de sine redusă și el va avea o stima de sine redusă, foarte ușor. Și atunci se va duce în comunitate și prima idee idiotă pe care o va găsi și o va asuma, ca să fie și el cineva. Să arate că spune ceva lumii. Că, na, el nu s-are nimic de spus despre el. Ea îmbrățișează toate ideile. Alea cum vin o grămadă de idioții, acum iertați-mă că o spun. Și asta este, din păcate, care nu au nimic în cap și îmbrățișează ideologia și devine exponenții lor pentru că nu au nimic în cap, pentru că au lipsit de afectivitate, nu au lipsit de credință, cu tot ceea ce a dat un conținut vieții lor interioare. N-au conținut, ideologiile o să le dea acest conținut pe care nu l-au.
Deci sunt multe, multe lucruri care zic eu, ar trebui o conferință întreagă și vorbim numai despre aceste teme. Sunt de acord că globul pământesc este condus de acea societate iluminație, ce ar trebui să facem pentru a fi independenți. Dom'le, nu știu dacă iluminații conduc globul. Eu sunt mai evanghelic puțin. Eu cred că stăpânitorul acestuia este cel ce urăște și ucigător de oameni din început. Al lumii este ea, al cosmosului ăsta, dar deasupra este Dumnezeu. Sunt oameni care slujesc lui, celui rău, într-o formă sau altă. Și până la urmă aceștia tot se coalizează. Dar și aceștia, eu nu sunt potriva lor. Nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. Și nu l-au cunoscut poate și din cauza noastră. Că dacă noi ne rugam mai mult și chiar aveam o viață creștină, poate și lumea era mult mai bună. Dar atât timp cât eu am probleme în viața mea personală, cum aș putea să-i ajut oamenii și să se schimbe ei pe ei? Cam acestea sunt întrebările. Este o întrebare, sunt două adresate mie, despre faptul că sunt în revistă pentru copii mesaje clar anti-familie și este exemplificat cu o revistă cu tezătorii, probabil că e o serie reluată, octombrie 2015, cu un mesaj subliminal, fă ce vrei, și un mesaj concret, părinții tăi au luat o raznă și multe altele. Mi-am amintit și eu că recent o băutură răpăritoare se promova cu un mesaj de genul regula este o convenție, încalc-o. Sigur că trebuie și aici să fim atenți ca părinți ce reviste, ce cărți citesc copiii noștri, ce muzică ascultă, însă știm că avem niște limite ale posibilității de a controla, e mult spus, de a influența atât tovărășiile în care ei își trăiesc viețile, cât și a felului în care îi putem noi influența ce anume să citească, ce anume să asculte. Nu putem decât să ne rugăm cât mai mult posibil ca Dumnezeu să ilumineze și pe ei să priceapă ce trebuie să facă și pe noi să-i ajutăm să facă lucrul ăsta. Stimată domnule doctor, da, te rog. Iertați-mă, am pierdut un bilet aici, destul de mare de altfel. Vă încurajez, citându-vă un motocelebru, știu că întreaga lume este împotriva mea, dar să știe întreaga lume că și sunt împotriva ei, sunt toată nație conciliului de la Nicea. Domnul Hristos spunea ce este în voi este mai tare decât ceea ce este în lume. Loja masonică din Franța face presiuni teribile la Consiliul Europei și la Parlamentul Europei pentru distrugerea României în țările ortodoxe, în țările din Est ortodoxe, prin distrugerea familiei, legalizarea homosexualității. Atenție, reducerea tăcerea șurilor negre, folosesc vocabularul lor, referință la preoți, păstori, mergea în profesor de religie. În intrul 4, introducerea educației sexuale în școli. Vă rog să nu aveți o gândire fatalistă, în România până Hristos vom învinge. Vă rog să informați că în școlile din România tot fel de ONG-uri, soroșiste, ateiste, sutomite, umblă prin școli folosindu-se de profesori și directori naivi, gen îți merge mintea blici, care se vinde copiilor la clasa a doua, cu lecții despre pubertate, bătându-și joc de inocența copiilor, dar dat de Dumnezeu, informându-i că le vor crește la fete sânii, la nu știu ce. Eu, ca toată lumea și jurist, am luat atitudine făcut reclamații publică la Inspectorat, Ministerul Educației, la toate punctele și în România. Trebuie luptat folosind toate pârghile împotriva reclamelor pornografice, stradale, puse de multinaționale imperialiste și mai departe. Legea bunului simț, legea 896. Mai este o carte pe care vreau să o anunț, se numește Adolescenții și Revoluția Sexuală, pe care a scris-o Andrei Drăgulinescu. O carte care aduce multe informații privind ceea ce s-a întâmplat și care a fost, să zic, câteva elemente, pasuri esențiale în istoria acestei revoluții sexuale. Nu pe linie ideologică, ci mai mult pe linia mișcărilor la nivel, să zicem, pseudo-științific, impunerea unei idei sau alte idei în lumea americană. Vă recomand. La anul trecut, acum un an jumătate, am publicat aici, n-am apucat să lansez Fața nevăzută a homosexualității. Este o carte, o analiză a întregului fenomen homosexual, sunt peste 500 de studii, cărți și date. Am scris-o pentru că am fost stresat să o scriu. De mulți oameni care erau îngrijorați, eu am o reacție organică față de lucrurile acestea, pornografie, toată nebunia asta, dar iată că a trebuit să mă bag și în ele.
Și mulți au spus că s-au folosit. Avem nevoie de informație bună, de calitate, pentru că acesta va fi, vor fi răspunsul nostru la ce va veni peste noi. Mai este o întrebare, ce face familia ortodoxă împotriva așa zisului Sinod din iunie 2016? Nu știu ce să vă răspund, ce face familia ortodoxă. Cred că mai mult ar trebui să facă fiecare dintre noi rugându-se, pentru că până la noi nu avem instrumente de a acționa la nivel sinodal, ci avem instrumente de a acționa la nivel bisericesc, prin rugăciune și prin relația noastră cu Dumnezeu. Mai este o întrebare, stimate domnule doctor, ce părere aveți despre legea 217 din 2015, care ne interzice să mai promovăm adevărată elita neamului românesc? Este o fără de lege. Sunt curios dacă va avea cineva curaj, paranteză, din ce știu eu, a fost votată în unanimitate. Deci, cum se votau pe timpuri până în 89 legile, și asta a fost votată, dacă e adevărat, unanimitate, închid paranteza. Sunt curios dacă pe baza ei va fi cineva condamnat, pentru că acela va fi momentul de turnesol, când se va vedea dacă există o reacție sau nu la așa zisă lege care practic vrea să ne mancurtizeze. Probabil că știți, mulți dintre dumneavoastră, într-o carte a lui Cinghiz Aitmatov, care, culmea, a fost tradusă chiar înainte de 89, se cheamă O zi mai lungă decât veacul. Este o narațiune cu două planuri, în fin. Și acolo, la un moment dat, este vorba despre legenda mancurților. În 90 sau 91 am văzut-o republicată, doar acel extras, foarte important, pentru că el, practic, dă măsura a ce putem ajunge dacă nu suntem stăpânii noștri. Despre ce e vorba? Despre faptul că un popor mongolic își lua robii, le punea pe cap o piele, după ce erau rași, li se punea o piele pe cap și erau trimiși și în pustie. Sub așița soarelui, lipsiți de apă și căutând disperat să supraviețuiască, acei oameni deveneau niște animale supuse, pentru că pielea respectivă începea să se strângă și durerea atroce era atât de insuportabilă încât oamenii înnebuneau. Și, practic, acei stăpâni nu făceau decât să meargă să-i culeagă de prin pustie și să se servească de ei ca niște robi acefali, care nu mai aveau nicio voință proprie. Erau pur și simplu animalizați complet, mancurtizați. Erau niște mancurți, se chemau mancurți. Asta vom ajunge, asta se urmărește practic, după mine, prin această lege. O vedem în prelungirea distrugerii orei de istorie, a orei de limbă română, încercarea de a scoate limba latină, care îmi spunea cineva că structurează mental la fel ca și matematică, limba latină. Așa cum se creează structurile, de ce studiem matematica? Nu o să ne facem matematicieni, pentru că matematica ne învață să gândim și alte materii, printre care și limba latină. Dar, revenind la această lege, ea este și împotriva Constituției, și împotriva bunului simț, și face parte, dacă vreți, din ceea ce Orwell, în cartea lui 1984, anticipa și vorbea despre nouă vorbire, nouă gândire, care avea Ministerul Adevărului și știți că personajul principal lucra la ministerul ăsta și lua toate ziarele din trecut și scotea din ele ce nu mai corespundea cu linia prezentului. Aplicăm acest lucru exact pe legea respectivă. Și ne gândim doar atât. NATO, în anii 40-50, parașuta în România, bine, oamenii erau vânduți datorită agenților infiltrați la nivelul cartierului general al NATO. Da? NATO a fost înființat în 1949. În anii 50 erau parașutați cine?
în România ca să creeze nuclee de rezistență anticomunistă? Foști legionari. Deci legionarii au colaborat cu NATO. A veni acum și a spune că legionarii sunt în afara legii, mie mi se pare un afront la adresa NATO. Eu am făcut armat și pe vremea era pactul de la Varșovia, eram toți în blocul comunist simpatizanți al pactului de la Varșovia, că vreau sau nu vreau, dar știți că în timpul comunismului aveam reflexele inverse. Mi se spunea să facem într-un fel și noi știam că exact opusul e bun. Părintele Calciu a fost primit de Ronald Reagan. Este un articol foarte frumos cu niște cugetări din gândirea lui Ronald Reagan, în care se spune că omul fără Dumnezeu nu mai are libertate. Omul care nu crede în Dumnezeu are niște limite existențiale. Și Ronald Reagan îl felicita pe părintele Calciu Dumitreasa și felicita și alți foști legionari ca oameni care reprezentau pentru America și pentru lumea liberă de atunci niște exponenți, niște personalități care erau demne de toată stima. Sunt curios dacă odată cu părintele Calciu va fi interzis și Ronald Reagan. Poate fi întrebat, nu? Dar ca să închid cu paranteza, atât cât mă pricep eu, a anula niște lucruri din trecut legate de istoria unei entități, cum este NATO, doar de dragul ștergerii identității istorice, este un lucru care seamănă cu un balon de încercare. Oamenii fac probabil niște teste, cum se cheamă alea de pe la bancă, teste de stres. Să vadă, ținem la stresul ăsta sau nu? Punem botul sau nu-l punem? Cam așa, m-aș exprima un pic mai clar. Mai aveți întrebări? Dacă nu, vreau să mulțumesc invitațiilor. Deci, insistă școlile în momentan, Alexandru, să spun două cuvinte despre Școala Părinților, Școala Familiei, care va fi deschisă și în Suceava din 9 mai. Ne dorim să fie un folos, pentru că sunt multe lucruri pe care ar trebui să le aflăm noi și cei care, să zicem, lucrăm la aceste module. Am aflat o mulțime de lucruri pe care nu le imaginam înainte, pentru că domeniul acesta de educație este inepuizabil, iar capcanele care sunt puse în fața, în educația cu copiilor noștri, în fața părinților, sunt iarăși teribile astăzi. Deci, ne dorim să fie o inițiativă. Da. Școala Familiei va consta în întâlniri tematice cu părinții. Va fi structurată pe mai multe module tematice, cum ziceam. De exemplu, întâlnire pe stima de sine. Cum dezvoltăm stima de sine copiilor? Sau pe caracter. Formarea caracterului este foarte importantă ziua de astăzi. Sau pe probleme de dependență, de substanțe, de pornografie, de cele clasice, alcool, tutun. Sau pe impactul tehnologiei a ecranului virtual asupra dezvoltării copiilor. Pe religie și sănătate, impactul religiei asupra sănătății. Sau pe alimentație. Deci aceste module vor fi adresate părinților. Există o rețea de formatori în dezvoltare, inclusiv la Suceava. Și chiar sâmbătă trecută a avut loc la Iași o primă întâlnire. La Suceava, o primă întâlnire, da? Încă n-am primit rezultatele, așteptăm de la colegul nostru să vedem cum a ieșit. Dar dacă sunteți interesați, urmează să anunțăm mai multe detalii și vă așteptăm. Atât pe părinți cât și pe cei care vor să devină părinți. Mulțumesc invitațiilor. Domnul Dan Alexandru, domnul Virgiliu Gheorghe, a fost, pe de-o parte, o încântare să-i ascultăm și, pe de altă parte, o întărire pentru lupta și războiul pe care trebuie să-l ducem la vârstele pe care le avem fiecare
și să ne ajute Dumnezeu ca lucrurile care s-au spus în această seară să lucreze spre folosul nostru, al tuturor ca societate, ca familie, ca persoane și să fim întăriți pe drumul de a da răspunsul cel bun pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi. Mulțumesc.